Hai salut, dragii mei, eu sunt The Idiot și suntem la Special Edition Rubbing Mint. Și pentru prima oară putem să spunem că ediția specială este chiar specială, deoarece nu vom face ceea ce facem noi de obicei. Vom face ceva puțin mai deosebit și datorită faptului că este mai deosebit, va fi mai greu să începem, pentru că avem... trei invitați astăzi. Avem trei invitați și o să fie mai greu și cu tehnologia și cu și cu tot. Dar va trebui să fie mult mai bine. Va trebui să fie mult mai bine calitativ, pentru că am cei mai faini trei invitați pe care i-am avut în emisiunea specială. Și asta mă face să mă simt foarte bine, mă face să mă simt într-un anturaj foarte, foarte fain. Mă uit peste tot pentru că, ca de obicei, am început astfel live-ul și nu am reușit să trimitem nici link-uri, nici să share-uim, nu am făcut nimic. De pentru care le facem acum, un live cu dumneavoastră. Haideți să-l trimitem. Lasă că le trimit după aia. Dragii mei, scumpii mei, o să încerc să introduc unul câte unul invitații în emisiunea alături de mine. Nu toți sunt pregătiți, dar cât sunt, suntem bine că îi avem alături de noi. Avem întâlnit alături de noi care ne salută. Salut Gabriela, salut Andreea, Anton Tiri Mogodan, ca de obicei, Emily Not the Ghost și Cătălina Discuție, să rămâi la Cătălina. Și cum să facem? Haide, înainte de toate, haide să vă prezint proiectul nostru de marți, care se numește Menta de Aur. Hai să vedem proiectul mai întâi și apoi mai vedem.
Da? Ăsta este proiectul nostru, se numește Menta de Aur și începe de marți un concurs, o emisiune concurs cu 8 invitați, nu toți în același timp, dar așa, pe rând, 1, 2 câte 2. Un concurs care se va întinde pe undeva la 10 săptămâni. Va fi super interesant, dar mai este până marți, pentru că de-abia e joi. Vă așteptăm la proiectul nostru. Haide să-i dăm drumul și cu ceilalți invitați. Deja îi văd că au intrat. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să prezint pentru dumneavoastră primul invitat de gen feminin din emisiunea Rabbi Mind ever, și anume domnișoara. Mădălina. Salutare. Mentolații noștri o cunosc pe Mădălina, este uite, ți-a las pe tine, Mădălina, să te prezinți și eu mă retrag. Ne vedem joi. Să-mi dai banii înapoi. Salutare. Bine v-am găsit. Și George iar m-a lăsat singură, bineînțeles. Mulțumesc. Acum probabil el dă share-uri și trimite link-urile la toți oamenii să intre. Nu, ce să vă zic, oameni frumoși. Ne vedem joi. E concurs cu rime. Și o să mai avem 2 invitați și da, sper că ne distrăm. Cred că George a pregătit și niște puzzle-uri. O să avem niște antiprimitisme și o pupă, Oana. Bună, Cătălina. George, ai microfonul închis? Nu, intenționat îl țin închis ca să nu mai mă auzi. Hai să invităm și pe a doua invitată, pentru că avem încă o invitată, cea care a rupt toate barierele. Când a intrat la noi aici în emisiune ca invitat, s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Am depășit toate recordurile la view-uri și la timpul de vizualizări și la nu pot să zic de mesajele pe care le-am primit după aia, gen dai și mie numărul de telefon, te rog frumos, de la toți băieții. Doamnelor și domnilor, invitata mea a doua din ceara aceasta este chiar ea, Cristina. Să rămână, Cristina. Bună. Cristina Poker, pentru cei care sunt familiarizați cu emisiunea noastră. Cristina a fost în emisiune și a făcut bine. A făcut bine de tot. Ce faci, Cris? Bine, voi? Ești foarte frumoasă în seara asta. Mădălina, ești de asemenea frumoasă ca totdeauna. Mulțumesc și voi sunteți frumoși. Mă simt atât de bine cu două fete și aș mai avea un invitat, drept pentru care să-l invităm și pe el în scenă. Dragul și scumpul nostru prieten este Alex. Unde e Alex? Nu e Alex. Cine a făcut Alex? Nu a apărut. Nu este Alex încă, dar va apărea. Sunt sigur Alex că va apărea. Bine. Ok. Dacă ne zic, mentolații, cum e cu muzica? Să nu fie prea tare, să nu fie prea încet. Ok, am dat-o puțin mai încet ca să fiu sigur. Chris, ești ok? Da. Mă, dă, ești voi? Ok? Știți, I was born ok. Da, asta este foarte bine. Știți cu ce ne ocupăm astăzi, nu? Ne exprimăm talentele ascunse. Fratelor, vă las să mai vorbiți voi până mai trimit eu 2-3 link-uri și apoi ne apucăm și de emisiune. Uite, bă, că oamenii sunt, nici nu mai trebuie să trimitem link-uri. De ce să trimitem link-uri dacă sunt prea mulți oameni care ne urmăresc? Eu zic mai bine să facem altceva. Știi ce facem? Facem. Uite, asta facem. George, vezi că nu se aude muzica. Nu se aude muzica acum? Nu. Nu s-a auzit niciodată? De când eram mică n-am mai auzit muzica de la tine. Nu. Trebuie să se aude muzica. Hai să vedem încă o dată.
Share cu audio. Ok. Acum ar trebui să audă muzica. Mă, se aude, nu se aude. Voi ce ați făcut azi? Ce am făcut astăzi? Lasă ce am făcut noi astăzi. Hai să ne apucăm de treabă. Până vine Alex, avem câteva puzzle-uri pentru dragii noștri să completeze, precum și pentru fete. Ce am făcut astăzi? Eu m-am programat pentru vaccin. Super! Yay. Trebuie să ne bucurăm. Nu știu. Așteptam o reacție din partea voastră. Nu, no, eu sunt poker face la... Ești de la început până la sfârșit. Eu pot să mă abțin de la reacții foarte bine. Mamă, deci nu, exact la tine mă uitam și n-aveai nicio reacție. Și chiar am zis, mamă, zic, am dat-o rău de tot. De bine sau de rău? Am zis, am dat-o rău de tot. Da. Deci nu vă am impresionat cu faptul că m-am înscris la vaccin. Pe mine emoționat de la spital să mă vaccinez și încă nu am reușit să mă conving eu pe mine să fac gestul ăsta, așa că mai tragem de timp un pic. Bravo! Da, fiecare. Astăzi am primit pe Sky News știrile cum că AstraZeneca ar fi ok. Nu. Să văd dacă găsești știrea. Asta. Da, nu mai știu unde este știrea, dar era știrea că să nu ne facem grijă că asta zine că e ok, nu e așa nașpa pe cât pare. Nu ne zi, sac, eu tot întreb lumea dacă se aude muzica, dar în schimb nici nu am citit mesajele. Hai să vedem ce mesaje avem și să salutăm pe oamenii în continuare. Gabriela ne-a spus bună. Mădălina ne zice bună seara, oameni frumoși. Mulțumim, Mădălina. Seara infidels ca de obicei, îl avem pe Flying Bob, frecare mente astă seară în echipă completă ei. Dar trebuie să fie completă, dar nu este încă. Așteptăm în continuare să ajungă pe Metreze și Alex. Bună seara, Antiprima spune bună seara tuturor. Bună seara, Antiprima. Hello, hello, Matt. Nu zice nimeni nimica de muzică, draga noastră mădă, zice Oana C. Sărmâinile, Oana. Oana vine în emisiune numai când ești și tu live, atât. Hai bună, Madi. Toată lumea o salută pe Madi. Mai eu încerc să o convin să vină cu mine. Eu încerc să o convin să vină live. Oana, da, hai să vorbim cu mine. Pe asta nu, să vină live numai cu mine în emisiune numai special. Cu tine. Oana, nu joia viitoare, pentru că joia viitoare avem deja invitat pentru joia viitoare și anunțăm în premieră, să zicem, să nu zicem. Cristina Anca este invitata noastră de joia viitoare. Dar după aceea cred că suntem ok sau în 3 săptămâni am fi ok. Și dacă Oana este de acord și acceptă invitația, o așteptăm alături de noi în ză emisiune. Mai lasă-mă să vorbesc cu ea, că nu e... Nu se aude nicio muzică. Se aude muzică? Nu. Nu, trebuie să verific eu. Mă retrag o secundă, vă las fetele pe voi. Nu. Hai să jucăm cu Cristina. Mai oamenii deja au răspuns. Nu cu zice că Google zice 6. Gabriela Alexandru iar zice și a 6 și Cadbar a dat și explicația. Dacă ar exista cineva pe lumea asta să pună și pe ecran, George. Ar fi ceva. Eu nu reușesc să deschid pe telefon. Nu vreau. Muzica nu vreau. Vrei să pun eu? Am ne pus închide, eu, da. pe Cadbar am pus. Am pus mesajul Cadbar. Da. Broasca e întoarsă, zice Nucu, Ramona. Așa că ce a zis Cadbar nu se mai potrivește. Yeah.
Este sau nu este? Da, facem niște puzzle-uri până ajunge Alex în emisiune și după care ne vom ține de promisiune și anume vom face așa cum am zis. Unde e aia? Poezie, improvizație de poezie și de asemenea vom juca și un joc online și anume Five Simple Rules. Ba da, cred că Five Seconds Rules. Da, nu e bine. La mine în cască muzica este foarte tare, nu vă aud pe voi și voi n-auziți muzică deloc. Ok. Hai să încercăm să o calculăm pe asta și după aia trecem în continuare. Cum am zis, cine mă ajută? Una dintre voi fetele. Păi a dat aici cineva răspunsul, ce mai vrei? Păi și nu facem noi, ascultăm pe Cadbar. Cadbar, bine, boom! Cât e pinguinul? Pinguinul este... Nu știu. Mulțumesc. Pinguinul este 8, că acum nu știu. 8? Ok, și atunci... Broasca 10. Broasca 10. Și aici avem minus 10, că broasca este întoarsă invers. Și octopusul este 2. 2. 8 ori 2, 16, minus 10, 6. Răspuns 6. Hai să vedem, cine a avut răspuns 6? Gabriela a venit cu răspunsul 6. Cadbar a mers pe... n-a știut că dacă e întoarsă broasca, se scade. Ramona 6. Oana spune, vă anunț, putem face un live când ajungi pe plajă în curând. Aoleu. Nu mai vorbesc cu Oana. Broasca e întoarsă, ne-a zis Ramona. Mulțumim, Ramona. Emily a spus 6. Da, din OBS să se audă muzica. Nu folosesc OBS-ul astăzi, Flying Bob. Sunt direct pe stream. Pinguinul e pe gheață. Ce gheață? Nu e nicio gheață. Vorbești prostii. Flying Bob, tu ești pe ceva astăzi. Nici eu n-am știut. Cine e Circus Candies? Cristina, uite. Cristina. Ce n-a știut Cristina? Că e întoarsă invers. Cristina, invitata noastră de săptămâna viitoare. Uite, l-avem și pe Manu. Și pinguinul e întors. Manu spune că și pinguinul e întors. Cum să fie pinguinul întors? Pe al treilea rând pinguinul este întors. (28 + 8) = 36. Bă, dar e întors oare sau? Bulinuțele alea după burtă, cred că. Da, deci pinguinul este întors. Atunci pinguinul este minus 8, 28 + 8 = 36. 36 împărțit la 2 este 18. Și atunci broasca noastră este minus 18. 16 minus 18, răspunsul ar trebui să fie 2 în cazul ăsta? Minus 2? Na, vă așteptați la asta? Pam, pam. Pam, pam. Ne zice cineva dacă și octopusul are ceva? Cineva? Care a văzut octopusul? Să știi că și octopusul e întors. Da, și ăla e întors. Viața mea. Da, atunci este minus 16. Minus și cu minus, se duce tot mai, că nu vine cu plus, da. Minus 16 și cu minus 18 e minus 34. Da. Am zis că asta e cea mai ușoară, știi, să o pun prima, că e cea mai ușoară. Uite unde ne-am dus, în minus 34. Da, răspuns final, minus 34. Sunteți de acord cu mine? Flying Bob spune minus 34, da. Toată lumea e de acord cu mine. Răspuns final? 34. Ce muzică e asta? Dar voi nu auziți, oricum nu folosește. Da, să opresc muzica să nu deranjeze până rezolv cu muzica. Ok, hai, trecem la următorul până vă mai gândiți voi. Da, încă îl așteptăm pe dragul nostru de Alex ca să putem să ne apucăm să facem
programul nostru din seara asta. Asta înseamnă o mulțime de lucruri întoarse. Da, toate sunt întoarse. Uite, avem și pe Mirela Sărgețeanu. Să rămâne, doamnă. Să rămâne, mami. Ia spune, setele, cât e egal mărul? Unde e? Da. Tu, pe mine astea mă depășesc. Eu sunt adult. Salută pe mama ta. Salută pe mama ta, Cristina. Să rămână, mami. Mami, mă ajungi pe mine cu tema. Mami lui Cristina, să rămâne, doamnă. Te vedem. Ți-am văzut ochișorii. Da, nu. Gata, 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 fiți atenți. Doamnelor, domnilor, domnișoarelor, domnițelor, cavalerilor, gagicilor. Cea mai mare dezamăgire din seara aceasta, alături de noi, Alex. Bună seara, Alex. Bună seara. Bună seara și bine ai venit. Ce faci? Da. Alex s-a pregătit bine pentru emisiunea de săptămâna viitoare. Cristina, Alex, Cristina, să vă facem cunoștință. Restul toată lumea ne cunoaștem. Hai să dăm drum în continuare. Noi ne apucasem de niște puzzle, dacă am văzut că tu lipsești, Alex, și am zis că na, să nu stăm degeaba. Dacă ne ajuți tu repede la asta, până găsesc eu și rezolv problema cu muzica, care iarăși nu mai merge. Asta e puzzle-ul de alea, nu să văd un măr în spatele la ăla și tot așa, nu? Bă, cam așa ceva. Ăla de jos are două mere, unul lângă altul, adică 5 în total. Da, nu, ziceți cât e un măr din rândul al treilea, din rândul din mijloc, de aici. De sănătățină sau de muzică? Nu? Deci un măr înmulțit cu un măr este egal cu 18 minus 3 mere. Aha, aha. E 3 un măr. 3 la pătrat plus 9. 3 ori 3, 9. 8 minus 9 e 3. 3 înmulțit cu 3, 9. Deci mărul este egal cu 3. Oh, salutare! Tu frumusețe! Ok, avem un măr 3, 9. Păi inabordabilă, are și el poker face, vezi, ne bagă în seamă, e așa. Ok, cu cât e egal un copac? Da. Un copac cu 4 mere este egal cu? 10. 10 și atunci doar copacul fără mere? Este egal cu minus 2. Minus 2. Și atunci avem la primul copac avem 1, 2, 3, 4, 5 mere. 15 minus 2, 13. Nu, stai ulea. Nu? Nu, că acolo e altceva. Te aștept. Acolo sunt 4 mere. 5 mere. 5, da. 5 ori 3, 15. Și copacul a zis că este minus 2. 15 minus 2? 13, 3. Nu? Da. 13. Și la al doilea avem 3. E minus 6. Copacul e minus 2. 3 minus 2? 1. 1. Deci avem 13. Deci dă 11. 11. 13, nu, că vine minus cu minus, plus. Se transformă în plus. 13 plus 2 egal cu 15. Ne-a mai zis cineva? Emily zice minus 15, dar nu, că minus cu minus este 15. Ramona 15, Flying Bob 15. Ok. În aceeași barcă cu tine, Mar. Ok, gata.
E bine și ăsta, avem 15. Bă, ar mai fi ceva puzzle-uri. Hai că astea sunt de alea ușoare. Cristina? Hello. Trimi link-ul. Știu. 6. Că te uiți în jos la telefon. Sunt 6. Puteam să fac și altceva. Ia spune, câte găuri? E o picanetă. Nu-i problemă. Eu zic că ar putea fi și 3 și 4. 3 sau 4. Deci Cristina spune 3 sau 4. Adică amândouă. Alex a spus 6. Opțiunile posibile. Câte găuri? Câte găuri sunt? Da, câte găuri vezi? Are dreptate, Alex. Câte? 6? Păi depinde, că e cu duș întors. Găuri în total? Anteprima spune 68 de găuri. Rupturi sunt 2. Oana spune 8, anteprima 8, Antan 6, Alexandra, Gabriela 8, Flying Bob 8, Cristina, și Anca spune 2 mâninci, 4 pe tricou și la gât. Iulia, Cristina, da, partea din spate 8. De la tricou pot să fie o gaură mare sau două mici, similare cu ale din față. Antan, rectific 8. Da, mă, 8 sunt. Să vedem. Okay. Hai să le numărăm. Avem așa, ai una interes? Jos, una la mânică și una la mânică în 3 și cu una scus 4. Mai avem aici încă două în partea din față și două pe partea din spate. E subiectivă, aia poate fi una. Păi eu, nu aia zicea și eu. Aia din spate poate să fie una. Da. În față, nu, în față sunt două. Una sau două. În față sunt două, să văd că sunt două în față. Da, 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 dar în spate poți fi în una spate... mare să le prindă pe amândouă sau să fie două similare cu ale din față. Fericite, așa este. În spate poate să fie una mare care le cuprinde pe amândouă sau două identice ca cele două din față. Și răspunsul este 7 sau 8. Are dreptate Cristina, ar putea fi și 7. Da, Cristina. Nu m-am gândit la varianta asta. Varianta asta cu 7 nu m-am gândit, dar muzica tot nu se aude, nu? Cu spatele gol, gen tricou 1. Și atunci se anulează și gaura din jos de la... Acum se aude muzica? Da. Acum se aude. Mm-hmm. Acum se vede mai mult decât sau. Și acum, acum nu se mai aude. Da. S-a oprit. Trebuie poate. YouTube Premium. Nu, este și YouTube Premium, dar nu merge cu două share în același timp. Cred că asta e problema. Da. Nu știu cum să fac asta. Ok, hai să trecem. Bă, să mai facem și pe ăsta? Hai că e ușor. Cine ne zice repede la ăsta? Cum să fac? Atunci știi ce am să fac? Am să pun OBS în cazul ăsta. E inimă. OBS-ul. E inimă? Mm-hmm. Alex spune inimă. Chris? One second. Avem tot timpul, Chris, nu ne grăbim. Ce pas. Dă-i check. Da, inimă și eu. Chris spune inimă. Madi? Madi zice că dacă e operațiile în ordine, e inimă. E tot inimă. Și Gabriela, Gabriela spune inimă. 11. Doamne, în sfârșit a dat Flying Bob un alt răspuns față de... da, dar n-a răspuns... Uite, altcineva ne spune că tot 3, ca Anca, Cristina ne spune tot 3, Emily spune inimă, ceea ce există 100 de găuri în spate că mergi și poate că nu o puteți vedea. Da, vreau să zic că Emily că poate să fie un miliard de găuri în spatele că mergi pe care noi nu putem să le vedem, clar. Clar, ok, felicitări. Antan spune inimă de asemenea. Da, ar trebui să fie inimă pentru că mai întâi facem 6 împărțit la 2, 3, 3 înmulțit cu 3 este egal cu 9, 9 plus 2, 11.
Nu știu de ce am pus asta, că e ușor de tot. Crack the code. Hai să facem antiprimitisme. Cine vrea să citească de pentru mine, vreau frumos? Cine citește? Madi? Nu mă bag, e prea mult. Haide. Alex, hai că e de la antiprima pentru tine cu dedicație, Alex. Dar ce e cu compunerea asta? Serios? De la Bac n-am mai citit atâta. Asta e o problemă sau ce? Da, mă, sunt antiprimitisme. Nu știi antiprimitismele din emisiune? V-ați întrebat vreodată de ce facem febră musculară atunci când ni se întâmplă asta? Mai tare. Mai cu intonat. Eu sincer, nu m-am întrebat niciodată, dar de plâns am făcut-o de enori când eram copil la școală. Explicația însă mi-a venit aproape din senin zilele trecute și mi-a plăcut atât de tare încât aș vrea să vi o povestesc pe scurt și vouă. Aici, da. Există două tipuri de respirație, aerobă și anaerobă. Respirația aerobă este un proces biologic care presupune obținerea de energie din molecule organice într-o serie de reacții de oxidare în care acceptorul final al electronilor este nimeni altul decât v-ați prins oxigenul. V-ați prins, nu? Da. Noi toți, precum și toate animalele și plantele, respirăm aerob. Acum, respirația anaerobă este evident opusul primei. În cazul acesteia, acceptorul final fiind o substanță anorganică diferită de oxigen. Dar să revenim la febra musculară. În mod firesc, mergând normal pe stradă, ori stăm pe un scaun, etc., respirăm deci aerobic, oxigenul plus glucoza, moleculele organice, se transformă în H2O, apă, CO2, dioxid de carbon și energie. Toate bune și frumoase. Ei, dar când alergi și urci la deal și faci în general orice efort fizic crescut, respiri mult, mai puțin oxigen, astfel încât glucoza minus oxigen se transformă în acid lactic și energie. Acidul acesta lactic, care este un fel de otravă pentru corp, se depune pe mușchi, iar aceasta cauzează febra musculară, care poate trece în decurs de câteva ore sau chiar zi. Și mă opresc aici ca să nu ne lungim prea tare. Dar de ce te-ai oprit? Chiar nu. Nu, că mai avem. A, da, ce bine. Astăzi, fiindcă eu de peste un an am decis să merg pe jos la muncă și înapoi acasă și să nu mai am autobuzul, am avut grijă că urcând și coborând dealurile, ce traseu mai am și eu, în loc să strâng din dinți și să gâfui cum se întâmplă, mai ales după vacanțe, să am grijă să respir adânc cât mai mult aer posibil. Inutil să zic că am ajuns mai odihnit decât mi-aș fi imaginat. Dar asta cred că se simte deja din lungimea acestei scrisori. Aha. E bine. Drept urmare, dragilor, nu vă privați de aer, respirația adânc este încă pe gratis. Iar acum o întrebare ca o boare de ușoară. Iustin alergă 420 de metri în 119 secunde și apoi merge la pas 160 de metri în 171 de secunde. Care e viteza medie cu care acesta se deplasează? Nu era mai ușor să zic asta de la început. Mamă, frate, cât apomelnic. Ok, hai să facem așa și să scoatem stream-ul ăsta. Și uite, așa ne-am schimbat. Ok. Haide, cine ne dă răspunsul asta? Scoatem logo și punem logo acolo. Cine se descurcă la asta? Nu, e bună, e bună de tot. Ok. Și acum ar trebui să meargă muzica, să vezi dacă nu. Nu? Da, merge. Se aude. Într-un final. Am rezolvat-o. Ok. Cine îmi zice răspunsul asta? Repede. Da. Am confirmarea că merge muzica. Ramona spune... Bang. Ce spune Ramona? 3,135 metri pe secundă. Așa a scris Google. Exact, Flying Bob, de aici. De aici nici nu vin. Nu mai știu ce discutăm.
Și mă, chitroși sunteți, băgați Citadela dacă vreți să vină antiprima în emisiune. Râde omul de mine în față. Ok. N-avem nicio soluție? Eu zic 2.22, ai auzit? Cât ai zis? 2.22. 2.22? Gabriela spune 2 metri pe secundă. Cine mai zice? Cineva un răspuns? Chris, ai un răspuns? Trebuie să citești doar ultima parte a ta, Chris. Restul nu contează. Știu. Da, faină muzica. Chris, ce bei? Nimic. Acum am adus să-mi iau ceva. Magic, tu ce bei? Vin. Să știi, e bine. E bine pe vin astăzi. Mi-am dat seama că la special nu merge decât cu alcool. Am făcut specialurile cu ceai și nu au ieșit bine deloc. Mi-am schimbat pe alcool. Ea, ești prea inhibat. Adevărat. Madi, ce bei? Știu că ești pregătită. Ce e acolo? Știi chestia aia din roboții? Da. Poate-i bere. Poate-i vin. Poate-i pipi de rechin. M-ați pregătit pentru emisiune. Deci pentru... M-ați pregătit pentru... Băi, eu te m-am dus... Pentru poezie. Ok. Ok, hai să vă zicem cum facem calculul. Adunăm 140 de metri cu 160 și 420, n-am zis 140, nu știu de unde vine 140 și vine 580 de metri, iar timpul 219 08 280. 580 împărțit la 280 ne dă 2 metri per secundă. Asta este valoarea. Asta este calculul. Se întâmplă ceva cu Alex, nu-i merge camera. Alex, dacă poți să rezolvi problema cu camera. Mai avem antiprimitisme până rezolvă problema Alex. Dar, uite, lăsăm așa pe ecran pentru oamenii noștri dragi să citească. Nu, asta chiar este frumoasă. Este vorba despre tabelul lui Mendeleev. Dimitri Mendeleev. Hai că îl citesc eu repede. Eram prin clasa a șasea și făceam școală după amiaza. Cred că tot atunci descoperisem și filmele rusești. Acasă dimineața era liniște, majoritatea plecată, așa că îmi luam maculatura și mă transmuteam de la mine în dormitor în sfragerie, unde îmi țineam un ochi în caiete făcând teme și ureche la filmele rusești care urlau la televizor. Chimia însă abia intra a opta sau a șaptea. Am gustat-o a șaptea. Și am făcut-o din plin, căci bla 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 bla. Despre Dimitri Mendeleev ne spune ea aici și ne spune și despre... uite ce. Știați că în 1969, 6 martie, avea să prezinte la Societatea Rusească de Chimie prima variantă a tabelului periodic al elementelor. Nimic, nu-i nimic, tot astăzi am aflat și eu. Ok, întrebarea este următoarea. Din necunoscute și momentan bănuite motive, un faimos chimist, nu Mendeleev, și-a găsit laboratorul răvășit într-o sâmbătă dimineață. FIS-ul, care e un fel de FBI la ruși, a încercuit și investigat perimetru și redus lista de suspecți de la 6, știu însă cu certitudine că aceștia nu pot veni decât să fie 2. Ok, deci lista din 6 de suspecți, știm sigur că 2 sunt cei care au făcut relele. Numele lor sunt Eugen, Alexei, Olga, Maximus, Pascal și Valer. În toată încurcătura asta au găsit și un mesaj, desigur, codificat. Acesta spune 63, 32, 7 și 91, 16, 6, 13. Cine sunt cei doi infractori? Na. Îmi cer scuze, antiprima, că am sărit așa la ce am... Chris, vezi că ești pe mut. Că am sărit așa cu... Eu dai gălăgie aici. Nu contează, Chris, că am dat drumul la muzică și acoperă gălăgie. Ok. Da, îmi cer scuze, antiprima, că am sărit așa repede prin citit, dar ideea s-a înțeles la sfârșit. Și pentru toată lumea, Olga îi Oleg. E gender fluid. Oleg, da? Îi... Oare ne folosea?
Păi da, că tu ai citit Olga și era amuzant. Aveți idee cum se rezolvă asta? Cine zice, am văzut răspunsul, dar nu știu cum. De la Arhimede. Ia uite, Eugen și Pascal, spune Cătălina. George, nici eu nu știu de ce pui povești întregi. Întrebările sunt suficiente. Da, cred că așa ar trebui să fac, să le las numai întrebările. Dar uite, la asta nu mergea dacă nu vorbeam despre tablăul lui Mendeleev la început. Dacă puneam doar întrebarea. Alex, vrei idee? Sau vrei să citești din nou tot? Da, te rog, de două. Deci, sunt doar doi dintre cei șase, doar doi sunt vinovați și s-a găsit un cod care spune 63327916613. Da, asta e un bă, din asta, sor cod de Barclays. Sor cod de Barclays. Da. Hai să vă zic. Nu vă mai da, man, deci se iau primele litere de la fiecare, nu? Nu. Cristina zice Alexei și Valer au nume de infractori. Ne luăm după nume. Mădălina Simion. Mădălina Simion? Mădălina Simion. Ion. Simon. Am intrat. Te anunță că ai intrat. Nu spune nimeni cum? Hai că vă spun eu cum. Hai să vedem primul. Cine reține minte? Cine ține minte numerele astea? 63, 32, 7, da? 63, 32 și 7. Eugen. Eugen. Okay. Și al doilea, 91, 16, 6, 13. 91. Care era al doilea 6? Nu. 91, 16, 6. 16... 16, 6, 13. Pascal. Și avem Pascal. P-A. Aici avem P-A, S, C, A, L. Pascal. Da. Pascal, da, mă, pe ziua lui de ziua. Da, pe ziua. Toată lumea ține minte asta. Da. Știi ce? Hai să lăsăm antiprimitismele pe data viitoare. Da, pentru mă, că ne-am adunat. Da, nu ne-am adunat pentru altceva, nu pentru antiprimitisme. Astăzi erau pregătite pentru data viitoare, dar deoarece tu nu erai aici cu noi, Alex, de asta am început să facem antiprimitisme. Ok, am anunțat că astăzi facem poezie. Hai să facem poezie. Eu am să mă pregătesc cu o pagină de Word. Cine vrea să înceapă? Formatul este simplu. E foarte simplu formatul. Cineva începe, unul dintre noi începe și după care o luăm în ordine. O să vă așez pe ecran după felul în care începem. Hai că încep eu. Și lăsăm după mine pe Cristina și apoi... Ok, o lăsăm după mine pe Cristina. Să dai și o muzică mai încet. Așa, o lăsăm după mine pe Cristina. Când am început să mă distrez. Cu ce te distrezi? Cu muzica ta. Nu, am dat-o numai încă și la mine. Muzica la tine sau de tare? Da, ok. Ok, Cristina este a doua, Alex al treilea și scumpa noastră Madi este a patra. Eu ar trebui să reușesc să... Nu știu cum am să fac, dar ar trebui să reușesc să pun... Să pun. Să pun mâna pe tine. Da. Să pun. Ar trebui să pun ecran. Reghetă. De capture device. Ce fac că e amici Alex? Unde nu sunt? Nu știu. În spatele ușii este, sper să rămân acolo. În spatele ușii! Care dintre ele? A, nu, aia e tindă, nu? Da. Băi, ce ciudat să vede. Sunteți pregătiți? Ce-ai luat, mă, ce-ai luat? Nu,
Ce e, bengală? De... Cum ești, bengală? Doamne, cât e de frumoasă! Bengaleză? Sau cum ești? Bengal, mă, Bengal. Păi așa, și n-ai avut niciodată. Tomberoneză, cum a zis? Tomberoneză. Și așa e bine. Ok. Hai cu rima, deci jucăm un fel de... Eu sunt gata. Nu? Gata, eu sunt gata. Asta dăm tot. Asta stăm așa pe ecran, când ne vedem. Ok, eu încep primul, da? Hai să începem. Cu ce să începem? N-ai nimic pregătit. Dai freestyle așa? Da, fiecare trebuie să dea. Mă gândeam că ai un început așa și noi să continuăm sau ceva de genul, nu? Păi așa mă gândi și eu. Nu, n-avem niciun început. Eu am să încep. Vrei să începi tu? Nu. Dacă mă ajută anti-prima, ea avea un început frumos, era foaie verde de foaie verde anti-prima, foaie verde. Zi, Alex, foaie verde de mărăcine. Anti-prima, foaie verde, de ce era? Nu mai zice anti-prima. Nu, era foaie verde de ceva, dar nu mai țin minte de ce era foaia verde a lui anti-prima. Da, dar ce... Nu vine. Foaie verde de iarbă. Hai să începem cu foaia verde de mărăcin, dacă nu vine răspunsul de la anti-prima. Gădeți. Foaia verde de mărăcin. Am plecat și nu mai vin. Mărăcin sau mărăcine? Mărăcine. Ce mix e. Se vede mic? Cât de, cât de... neporno trebuie să vorbim. Ei. Ce se bat? Poate verde mărăcine. Matrosat. Nu mai, gata, am schimbat. Matrosat. Am să fac 7 glume, rime. Hai, 3 secunde. Foaie verde matrosat. Eu am mers o apăsat. Cine e? Mad. Eu sunt eu, Alex. Nu, tu ești. Suntem în ordinea în care sunt puse camerele. Foaie verde mătăsat, eu am mers o apăsat. Nu, hai să schimbăm. Hai să punem un bărbat și o fată, un bărbat și o fată. Alex, ești tu. Mad se apucă de dansat. Hai, Mad, gândește la următoarea până găsesc eu toate simbolurile pe aici. Alex este masacrat. Sau disperat. No. Mad se apucă de... Dansat. Mad? Te-am zis. Ce? Alex este masacrat. Disperat. Alex este disperat. Da, cam ușuric așa în prima. Deci foaia verde m-a trasat, eu am mers o apăsat, Mad se apucă de dansat, Alex este disperat. Păi nu mai trebuie să o schimbăm, o dăm în perecheată, cumva. Nu, asta așa. Da. Atât? Nu, continuăm. De ce nu am, nu știu cum să fac diacriticele la. Ideea este că nu pot să scriu pe laptop și trebuie să scriu pe... Da. iPad. Da, ce vrei să scrii? E mai ușor să scriu pe laptop decât pe... Și acum de ce nu pot să keep? Edit. Da. Da, pe voi. Cine? Mm.
Dar pe voi cine v-a întrebat? Da, nu. V-am... Și aici vine un apostrof trebat. Bag eu? Nu, 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 Cristina. E o silabă în plus, cred. Ca da, să și? Care e problema? Trebuie să continui și după silabă în plus. Cine v-a întrebat? Na, scos silaba. Da, pe voi cine v-a întrebat? Nu-i bine cu da, pe... Na, mă rog, nu contează. De când ați intrat pe live? Nu, nu, că tu trebuie să faci rimă cu mine. Păi nu, că să facem... A, vrei să facem un crucișat aici? Da. Păi da. De când... Cine m-a intrat pe live? A... Cred că e fără minusul acolo. De când nu am dat de pe acum, dat pe română. De când ați intrat pe live? Te ajut? Nu, de ce ești așa? De ce ești așa ofensat? Da, pe voi cine v-a întrebat de când ați intrat pe live? De ce ești așa ofensat? Nu merge. George, parcă am ofensat, scrie. Cam îi împreună. Am pun de acritice de mărup astăzi. George, parcă am ofensat. Mamă, trebuie să-l rimezi cu live. Mi-a venit un banc porcos cu cam. Brain freeze. Trebuie să văd. Dar pe voi cine v-a întrebat de când ați intrat pe live? George, parcă am ofensat. Și ai față de naiv. Nu trebuie să fie naiv. Dar e naiv, e live. V-a întrebat de când ați intrat pe live? George, parcă am ofensat. Alex, iar te-ai dezblocat. Dar nu merge. Dar e de-aia, rimă de-aia și cu de-aia, nu? De când? De când ați intrat pe live, n-ați mai stat... Este doar de la masat. N-ați mai stat pe high five. Mă, live-ul ăla ne-a dat peste cap al lui Cristian. Nu e bine. E ca restaurant la fazan. Hai să folosim... Dar rimează-mă cu... Rimează cu drive. Cu five. Vibe. Da, mă, dar nu vine nimic, că e... Dar pe voi cine v-a întrebat de când ați intrat pe live? George, parcă am ofensat. Loghează-te pe high five. Hai că avem un super vibe. Nu,
Eu torn vinul în pahar. Live-ul ăsta e un calvar. Alex. Și mă umple de pojar. A, nu trebuie să mă rimezi acum, trebuie să să vină cu ceva. Zi, Alex. A, să vin cu ceva? Da. Netu pică battle vina. Eu mă gândesc foarte rar. A, nu trebuie să mai prea mulți ce? Ar. Curge vinul în pahar. Da. Vezi? Anteprima ne corectează, de aia trebuia să fie aici cu noi ca să ne corecteze. Mai bine spune curge. Curge vinul în pahar. Live-ul ăsta e un calvar. Nu mai știu să debitez. Am zis noi că merge bine. E rândul tău, Chris. Ce mâncăiesc? Curge vinul în pahar. Dar te întorci în Anglia, Chris? Super. Da. Pe izolare. Pe celulă. Unde, la hotel sau acasă? Acasă. Okay. Curge vinul în pahar, la gustul în cazmar. Am zis noi că merge bine. Eu citesc între timp și ce spun congelații, dacă mentolații, dacă vine ceva. Ideile sunt puține. Dar nu e așa, în fine. Cătălina spune, dacă nu vă animați, or să pice toți lați. Că nici măcar n-avem habar. Cătălina, soția lui Arhimede. Că nici măcar n-avem habar. Live-ul ăsta e un calvar. Da, nu e crucișată. Astea sunt rime ca de cizme. De ce s-a oprit muzica? De ce s-a oprit muzica? Ok, nothing in here. Chris, avem idee? Ideile sunt puține. Ți-am spus, dar nu e așa, în fine. Dar nu e așa, în fine. Bă, dar ce s-aude? Gălăgie. Scuze. V-am spus că e de la mine. Afară e fric și norat. Ce râzi, mă? Chris? Hmm,
Anta spune că de n-ar fi mai plouat, dacă de n-ar fi plouat. Că de n-ar fi plouat. Eu mă apuc de colorat. Sau mai bine de dansat. Sau de prizat. Cred că mai bine. Mai bine ne apucă de spânzurătoarea, că asta cu poezia nu ne potrivim deloc. Hai că merge, dar merge mai greu la început, na, ce vrei și tu. Hai, primele patru emisiuni de poezie, că după aia ne dăm drumul să fim... Dar eu zic că ei, ia prima strofă, prima strofă, primul vers, ia-te la de pe chat. Cătălina, pe oamenii ai fi salvat dacă pe tine te-ar fi invitat. Primii patru ani mai greu, până ajungi în anul 3, ca la facultate. Da. N-avem nicio treabă. N-avem absolut nicio treabă. Hai, afară fric și norat. Nu știam de ce mi-e așa cunoscut asta cu Mața apucă de dansat. Am mai scris o dată. Mața apucă de dansat. Dar tot se rimează numai în atmo, așa avem noi? Uitându-mă. Că mi s-a și micșorat. Nu, uite aici. Uite ce zice Manu. Uitându-mă la voi, m-am gândit la ei. Manu, e nebun, nu? Gabriela zice, George, ți-am scris de mama versurile. Malefic. Da. Bă, o lăsăm pe altă, nu mai merge. Deci nu, ne-am blocat. Ne întoarcem la ce avem pregătit deja. Hai mă, afară e frig și înnorat. Eu stau singur supărat. Lucrez la inspectorat. Totul se rezumă numai la noi, mă? Păi da, scrie ceva. Nu știm nimic elaborat. Mentalații au plecat, că din 17 am rămas cu 14. Întoarce au plecat. Eu vreau un tort diplomat. Emisiunea e de rahat. De rahat. Nu avem nicio treabă. Mă, de ce m-ai lăsat? Mie îmi vin numai din alea porcoase să dau. Păi da, Alex, pe. Păi nu avem voie, frate, că să uită și Emily și păi eu știu ce... Nu spune tot cuvântul, na. Mădălina, tu ești blocată. Mie vin numai limite de alea cu deflorat. Ce? Mamă, și Mădălina și Cristina, amândouă s-au blocat. Dezbrăcat. Le-a picat netul. Da, intră, ieși și intră din nou. Că ești picată. Ieși și intră, că nu se poate altfel. Ești picată. Da, a picat și Cristina și Mad, amândouă. Uite la ei cum se strofoacă de parcă ar citi în greacă. Deci, bă, de asta am zis eu că trebuie aici anteprima. Nu, cred că mai bine stăm și le citim pe ale lor decât să mai facem noi. Da, asta nu știu. Săraci, da. Afară e fric și înorat, mentolații au plecat. Eu studiez la doctorat. Vine aici. Mat și Cristina au picat. Emisiunea am terminat. Am terminat. Am terminat, cred că.
terminat. Da. Avem șanse ca să se întoarcă și dragile noastre. Uite, s-a întors Cristina. Bine te-ai întors, Cristina. Bă, poezia a ieșit excepțională. Mai avem nevoie de încă două strofe și am terminat-o. Cred că... publică? Da, 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 o trimit la Flacăra. Cristina, acum poți să începi tu cu primul vers. Eu zic să schimbăm macazul. Da. Că vă fac roșu obrazul. Că altfel ne pică hazul. Rândul tău, Alex. Și începe iar necazul. Rândul tău, Alex. Că n-am oprit aragazul. Dar ce treabă are aragazul? Nu știu, aia mi-a venit. Nu e bună asta cu aragazul. Alta. Vrei să spag roșu obrazul? Cris, mândru tău. Nu s-a dus mare. Ai văzut-o pe Antiprima? E prea bună, băi. Deci Antiprima trebuia să fie în emisiune. Că a venit seara de acum, de care s-a ales doar scump. Andreea ne și lasă. Andreea zice, bă, du-vă, că nu mai am nevoie de voi. Bă, nu, mai facem o stropă și închem. Facem, revenim la ce aveam de făcut. Pentru că mai aveam de făcut niște chestii. Ce? Cristina, fată faină, și-a tras glugă de la haină. Bă, eu zic, mă, că Antiprima, mă enervează Antiprima, că n-a vrut să fie în emisiunea noastră. Mai avem o strofă. Începe tu, Mad. Ultima strofă. Bă, ultima din ce să încep? Să încep. Te-ai spălat pe mâini? De ce? N-ai venit la baie? Nu, am făcut netul. Am făcut netul. De microbi. Cam în netul, da. Dar stai, dă un pic să citesc, că n-am fost... Nu, ai, bagă de la început, ce vrei tu. Mă, că n-ai ce... Trebuie să zici ceva care n-are legătură cu... Păi ce de-astea-mi dați, mă, că mă puneți pe moment, așa sunt... Mă puneți un moment, sunt... O ansalopetă neagră! Da? Eu am salopetă neagră. Da. Evident. Bă, sunt fazan. Mad are salopetă... Nu, mă, eu. Da, sunt vreo 7 eu pe acolo. Eu. Eu, nu ei. Eu am salopetă neagră. Toată lumea mă întreabă. Toată lumea mă întreabă când am de gând să o spăl. La asta nu, mămăș. Că mi s-a lipit de păr. Că cam puta carmol. Că...
Asta e tot? Da. Putem să încheiem experimentul cu poezia? Treaba ta. Ca un zâmbet văicărit, ea oricum ne-a cucerit. Cine? Mădălina Prime. S-a încurcat, bine, dar că s-a fardat. Deci, mă, uite, Antiprima. Deci, eu zic că mai bine luăm partate care le-a scris Antiprima și le scrim pe ecran. Antiprima, da, 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 da. Și acum încheiere, eu vă zic la revedere. Bă, nu plecați, mă, mai rămâneți mâncați. Bă, nu plecați, mă, că noi ne mai jucăm. S-a încurcat. Da, hai, asta a fost experiența cu... Mulțumim frumos, nu ne-a plăcut. Ce facem în continuare? Continuăm cu antiprimitismele, că mai avem antiprimitisme sau... Bă, mă, super. De-alea de calculat sau de-alea de citit? Și una și alta. Hai să continuăm cu antiprimitismele. Da, mai avem una atâta? A, nu, două mai avem. Cine citește? Cristina, ai rândul tău să citești. Tu n-ai citit deloc în seara asta. Nu, am mers la asta. Nu. Bun, dacă săptămâna trecută... Mie mi-arată forții, mi-a scris. Ok, mersi. Dacă săptămâna trecută au fost o capcană, astăzi nu mai este. Și mă gândeam, nici vă mai bâzi la cap cu multe povești, dar fiindcă ziceam că de revine și parcă se potrivea cu ceea ce eu abia ce citisem, anume că în 1458 domnul Moldovei Ștefan cel Mare reînnoiește tuturor brașovenilor. Tuturor negustorilor și întregii țări a Bârsei. Privilegiul pe care îl aveau de la Alexandru cel Bun, adică să vie în bună voie cu marfa lor câtă vor vrea să umble prin toată țara, prin orașe și târguri și să-și vândă marfa. Astfel, comerțul Moldovei cu Transilvania dezvoltându-se grozav, iată, nu m-am putut abține să nu fac și această scurtă și informativă paranteză. Revenind, a doua oră, continuăm totuși cu sforile. Nu vă mai trag pe sfoară. Cât de lungă este o sfoară care este cu 2 iarzi mai scurtă, dacă vreți, menu, mi se termină pagina la sfert. Dacă vreți, nu, că nici eu nu văd. Vreți să vă gata. Și am spun cât este iardul, tot așa, pur și simplu, informativ, un iard 0,9144 metri, decât o altă sfoară, care la rândul ei este de 3 ori mai lungă, de 3 ori lungimea primei sfoare. Da, mă doare. Să revenim. Ai înțeles, Cristina, da? Da, nu mai am înțeles. Eu nu. Cât este de lungă o sfoară care este cu 2 iarzi mai scurtă? Cât de scurtă? Cât este de lungă o sfoară care este cu 2 iarzi mai scurtă decât o altă sfoară care la rândul ei este de 3 ori lungimea primei sfoare? Da, mă, zi! Care e răspunsul? Deci dacă... Că dacă lungimea primei sfori. A, prima este cu 2 iarzi mai scurtă. Nu, stai așa. Prima e 1 și a doua e 3. Cât este lungă o sfoară cu 2 iarzi mai scurtă decât altă sfoară? Deci avem o sfoară, nu? Asta este prima, și este și cu 2 iarzi mai scurtă. Am citit și după aia cu am zis că e un iard prima sfoară. A doua sfoară este cu 2 iarzi mai lungă. De
decât altă sfoară. Deci prima sfoară este cu 2 iarzi mai scurtă decât altă sfoară, care la rândul ei, adică a doua, este de 3 ori lungimea primei sfori. Care la rândul ei? Cât de lungă este o sfoară care este cu 2 iarzi mai scurtă decât altă sfoară? Și pe mie o secundă. Da. Prima sfoară are 1 iard și a doua are 3 iarzi. Rândul este de 3 ori lungimea primei sfori. Da, asta este. Mulțumesc. La revedere. Următoare. Deci, un iard, care înseamnă... Mic job de la Chris. Un iard, care înseamnă 0,1947320. Ok. Tot... Era răspuns acolo, era bine. Da, era bine. De ce a pus toată compunerea înainte, frate? Nu mai citesc nimic. Nu mai ne umple pune de spume. Da, mă, că aveți și altceva de făcut. Uite aici, lăsăm numai întrebarea. Care este volumul unei cutii cilindrice de biscuit? Nu așa, mă, de la început. În luna a treia, ziua 14, numită și ziua mondială a numărului pi. Hai, citește, na. Dacă iar eu mi-am propus o scurtă recapitulare. Pi este cunoscut de peste 4.000 de ani, frate. Dar primul calcul al lui Pi a fost făcut de Arhimede. Arhimede. Unde e Arhimede? Cu noi? Unul dintre cei mai renumiți matematicieni ai lumii antice, nu aproape 2000 de ani mai târziu. Arhimede a aproximat area unui cer folosind teoremele lui Pitagora pentru a găsi area 2 poligoane regulate, frate. De ce a zis Cristina aici 5,4864? Nu știu ce înseamnă asta. Ok. Zic, știi să faci pe asta? Care este volumul unei cutii cilindrice de biscuiți cu raza... Hai să nu zicem de biscuiți. Cum se numesc chipsurile alea care sunt în cutii cilindrice? Pringles. O cutie de Pringles cu raza de 13 cm și înălțimea de 12 cm. Așa, și ce vrei? Volumul cutiei. Cât a Pringles intră înăuntru? Cât are raza? Rezultatul anterior la aia cu iarzul? Cât are raza? 13. Raza de 13. Cristina zice că rezultatul 5,4864 e la... La ea cu iarzi. Eu cred că a calculat și ea de la iarzi. Am schimbat din iarzi în metri. Și cred că aia înseamnă 3 metri. 3 iarzi, 5 asta. Cătălina Disculțu zice 97969. Ce nu le scoți, mă, Disculțu? Cristina, nu știu dacă ne auzi, dar dacă ne auzi, să știi că ți-a picat camera. Da, mă, easy. Zi-o. E pi-r pătrat ori înălțimea. Bravo. Deci formula este pi înmulțit cu raza la pătrat, totul înmulțit cu înălțimea. Și atunci avem 3,14 înmulțit cu... Nu știu, dă câteva 13 mic, înmulțit cu 13. 13 ori 13, 169... Totul înmulțit cu 12. Și rezultatul nostru este... 169 ori 3 ori 12. Ăla este. 6, 3, 6, 7, 9, 2. Deci nu e cum ți-a ieșit ție, doamna Disculța. Disculța zice 26. 13 ori 13 nu face 26, doamna Disculța. 13 ori 13 face mai mult. 13 ori 2 face 26. Doamna Disculța. Că se vede că domnul Arhimede nu e acasă. E plecat. Ce rezolv? S-au picat. Unde e Cristina? Unde e Cristina? Cristina? Hai. Da. Trecem la partea a treia emisiunii, care este cea mai frumoasă și mai interesantă. De parcă Șmeche. până acum n-a fost. A fost totul super ok. Putem să întoarcem în tableta invers?
Ok, unde e aia? Play. Ați mai jucat până acum 5 Seconds Rules? Nu, e șmecher. Este. Am jucat cu Fimeo, e un joc de la întorceu, Clepsidro și Name exact. 3, nu știu ce. Cristina? Mad? Alex? Și... Păi Cristina nu mai pune. Ba da, da, deci nu facem nimic cu mobilele noastre? Nu. Ok, ne-am întors. Cristina, poți să fumezi liniștită, nu se supără nimeni. Nimeni, hai. Bre, citești comentariile, nu de alta, dar lumea scrie degeaba. Google, singurul răspuns corect. Cine a spus răspuns corect? Eu știu ce zice el. Ea scrie ce zice Arhimede. Arhimede, unde e Arhimede? E ce-mi ea, pătrat, Ramona. Da. Cine scrie? Uite, 6-3, ne-a tras atenția Flying Bob că Ramona ne-a dat răspunsul, 6-3, da, e bine. Hai să începem jocul. Cristina, ești prima, ca de obicei, Mada a doua, Alex al treilea, idiotul. Păi începeți voi, că eu nu știu cum să joc. E simplu. Deci, următoarea. O să pierzi. Avem 5 secunde să răspunzi la întrebare. Întrebarea este simplă, trebuie să dai, să spui 3 lucruri legate de ce întrebare punem. Hai ca să vezi, e liniște. Ești ok? Unde ești? Unde te duci? De ce n-ai rămas acolo? Trebuia să rămâi acolo. A terminat. Gata, hai, începem. Cristina, fii atentă. Așa. 3, 2, 1. Începem. Nu se vede? Bă, da. Franceză, spaniolă, italiană. Stai, că trebuie să dau star mai întâi. Hai. Germană, poloneză și... Ai pierdut. Nu, lasă că a zis prima oară franceză. O să pierd. Okay. Următorul. Bad. Yo. Things you can't wear on your neck. Șosete, chiloți și... Mâinile mele. Mânuși. Poți tu porți șosetele pe gât? You can't, a zis. Ah, you can't, era? Da, oricum, fail you. Alex, ești pregătit? You can't. Tu sporti chiloții pe gât, a? Am uitat Alex, că voi... Alex, ești pregătit? Nu poți să dau, ești nebun? Can't sau you can't? Nu știu, nu poți. Era pe gât, mă, nu era că nu poți, era pe gât. Bă, frate, ea poate oar de Iulia Albu, poate să poartă ce vrea pe gât. Era că nu poți să porți pe gât. Nu știu ce să zic, trebuie să ne uităm mâine la înregistrare. Da, hai să-i dăm... Poți să dai acum, înapoi repede. Nu cred că poți. Nu merge. Hai, îi dau fel, oricum. Ia să uită înapoi pe înregistrare, să vezi you dacă... You can, da, am citit eu greșit, da. Alex, ești pregătit? Trebuie să citești repede și după ce termina de citit îți dau eu play-ul. Nu te grăbi, dar stai puțin, trebuie să... Name three things to take on a picnic. Beer, sandwiches, football. Da. Nail it. Name three ways to annoy people. Kiss them on the neck, kiss them on the nose, kiss them in the ears. Am uitat să spun. Deci e clar, e blood, domne, ce să mai... De ce dacă îi pupă oameni? George. Puteai să zici host freca de mentă. Da. Ca să-i obțin pe oameni, trebuie să faci o emisiune cu poezie și gata. S-au plecat. Cu rime. Cu rime. Hai, Cristina, pregătită? Da. Uite, Mădălina a pierdut, e singura care a pierdut. Hai. Păi stai să-mi puțin că George ne arde, păi, știți de ce, George, nu? George, am pierdut eu mai multe chestii. Nachos, popcorn și pufuleț. Bine, Felit, n-ai răspuns la cât timp. Man. Ursul mai mic și ursoaica. Alt urs, celălalt. Alex. Ce e asta, mă? Nu acum, lasă-mă. Trei lucruri pe care le studiez la școală. Am uitat să dau start. Matematică, română, engleză. Famous Animals.
Lion, Tiger, Kid, and the Bear. Da, mă, bine, mă. Da, mă, ne sau nimeni, ce vrei să fac eu? Știi cine arde el? Că el dă drumul când vrei el. Exact. Nu mă, că am dat, de ce vorbești? Ne ele. Hai, e Cristina. Blac. E blac, Cristina, ești pregătită? Da. Hai. M-am enervat. TV Game Shows. Robingo. Serios? Da, mă, pe bune, nu știi? Bă, dar măcar încercai, puteai să încep cu unul, măcar firile. Feriți-vă de Măgăruș, Abracadabra, peste pe care am crescut noi. Felix. Ad. Arlechinu. The letter M. M. Malaysia, Maldive, Măta. Hai, mă, încă unul. Măta? Nu ți-l pun pe Măta, mă, dacă ascară. Da, să te duci la Măta, e un loc. Da, lasă. Alex. Iotar. Nu știu, am retard. Ha, mă, era Columbo, bă, altul, cum îl cheamă? Ăsta e englezesc. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes și mai găseai tu unul. Mm-hmm. Countries din Africa. Europa, Egipt, Egipt, America, Tunisia, Egipt, Asia. Egipt, Tunisia și Asia. Africa de Sud. Hai, că deci tu zici sau că le-a repetat în oglindă, n-ai. Da, mă, că sunt 4.000 de întrebări. Cristina, candy bars. Mars, Twix, Snickers. Mugă la candy, candy, nu ciocolată. Da, bravo. Bun. Christmas movies. Hai, că astea sunt ușoare. Singura casă 1, 2, 3. Singura casă 1, 2 și 3. Nail it. Hai că ți l-am pus. Trei tipuri of snacks. De la. Anaconda cu clopoței și boa. Mă, snacks, nu snakes. Snacks. Snakes, my friend. Snakes. Era snacks. Nu era snakes, dă-i înapoi. Era snacks sau snakes? Snakes. Ai, chiar era snakes? De ce ai zis snacks? Dau fail it? Need it. Hai, cum să dăm fail it, man, că nu știi tu să citești. TV sitcoms. Na. Na. Hai, că trebuie să pierzi și tu. Da, Jerry Springer. Ai fil? Nu, că e sitcom, trebuie să fie ăla care... Nu, n-am nicio treabă. Sunt telenovelele astea. Dă-i nail it, dă-i nail it, că oricum nu te... Nu avem cum să-l toancem răspuns. Na, hai. Cristina, ești pregătită? De. Snacks. Poate pentru chinezi. Snacks e snack. Mă, la dulce, ești și la pupici. Hai să mai bem. Cine? Hai să nu mai bem. Da, hai să bem. Ready? Cristina? Ha, mă, bagă și pe Manu în direct. Mai bagă unul în direct. Da, cine vrea să intre, să-l terminăm pe ăsta și după aceea cine vrea să mai intre, Manu sau... Iar Manu! Hai să-i trimit lui Manu între timp. Copii. Hai să-l găsesc pe Manu în Manu. Păi și Manu. Ți-a dat, mă, filmulețul? Nu mi-a dat, mă, nici Manu, nici Ramona. Foarte Cristina, mă, Cristina trebuie să facem prima. Dacă se uită la noi, Manu, cred că s-a culcat, nici nu se uită la noi, nici nu-și bagă în seamă. Ești gata, Cristina? Da. 3, 2, 1. 2. 3. Șmecheră. Marilyn Monroe. Elena Ceaușescu. Actriță. Aia era doctor, nu era actriță, era doctor academician, deci nu merge. Ce dracu murtăciun, de unde să știm asta în 5 secunde? Chiar a fost grea asta, bun. A fost. Mad. Dog shit. Apă și umbrele. Te-a fost prima? Nisip. Nisip, a, nail it. Nail it. Nisip, apă și umbrele. Dar noi trebuie să luăm răspunsurile astea în română sau în engleză? În ce vrei tu? Că n-am varianta în română. În gând ți le dau. Merge? Nail it? Nu. Stai că trebuie să-l las pe Alex. Alex, ești pregătit? Poți să dau drumul? Yes, mate. Two Stupid Dogs, Johnny Bravo și Tom și Jerry. Nu, că n-ai zis de Dexter nimic. Păi, dar fail de atunci. Types of pie.
apple pie, crumble pie, sau apple pie 1, 2 și 3. Și păi vă lăsați timp înainte să veniți cu noi. Normal. Și voi dați la normal că e pixul la el. Hai mă, că da, da, ești mulțumit. Ne arde, jur. Deci ne arde, frate, are bot de ăla. Joacă cu coduri. Da? Joacă cu coduri. Codul e la el în mână, știi? Cum dă drumul ăla. El citește și răspunde, dar n-apasă pe tic, știi? Antiprima. Hai. Ready? Ești pregătită? Cine mă? Hai. Cristina, că e prima. Da, da. Ai colors. Bun. Hai. Blue, green and black. Vânăt. Există ochi negri? Nu, vineți. Bă, vaslui. Hai, na. Aici nici nu-ți dau start. Da, bă. Hai. Nu-ți mai dau start. Te lasă să te gândești. Zi. Păi zi, hai. Mad, Manu și start. George. Dă start. Fermo. Și George. Exista George? Jorge. Cum ai zis, mă? Emo. Elmo, Miss Piggy. Nu e Elmo? N-am auzit în viața mea. Nu știu. Nu, bă, e Elmer. Elmer e ăla. Dar știu Miss Piggy măcar. Dă-i fail, frate. Ce mai stai la miloag aici? Elmo. Da, mă, lasă că știu măcar Miss Piggy. Nu știu măcar pe Miss Piggy. Lasă-o în șasea. Eu nu știu nimic, frate. Tu prepare eggs. Hai, start. Omletă prăjite scrambled. Nu știu. Da, e bine, nu e. Mânghiate. Apreciate. Mânghiate. Și pupate. Bărberi. Amin. Hai. Shapes more than four sizes. Hexagon, stai. Hexagon, octagon, decagon. Na. Tribal. Blup, timpul expirat, domnul George. Sunteți blocate, scubătoarea trebuie. N-am avut roaming. N-am se blochez cu mascota cum era. Cristina, da, mascota, 2 3, după tine, 2 3 5 4. Hai, Cristina, ești pregătită? Bă, mai avem. Suntem rând la 6 din 10. Lasă-mi mă gândesc. Tot ce nu, eu nu pot să gândesc să și citesc să și apăs pe buton. De aia citești. Uite, să nu joci tu, să citești frumos întrebarea și noi să-ți răspundem și după ce termin întrebarea și bine, hai. Deci și da. Care e farmecul? Așa facem, gata, așa facem. Te hai, bas. Cristina, ești pregătită? Ne citește nouă sau cum? Da, mă, lasă. Hai, lasă. Cristina, ești pregătită? Lasă-mă și pe mine să citească cineva ceva. Cristina, numește trei filme animate. Start. Poți să apăs pe start? Am apăsat pe start. Deci fii atent, te-ai și umilit, ți-ai și tradus. Happy Feet. Smelly Feet. Ne pare rău, a trecut timp. Elsa, Madagascar. Da, n-am, nu pot să mai repar asta, îmi pare feric. Ok, ești pregătită? Numește trei lucruri care trebuie să replace it. Roțile de la de terminat, păr. Repare rău, gata, s-a terminat, felit. Următor. Nu vezi cum faci ăsta, vezi? Ce vin be acolo? Alex, păi nici mă lăsați să-mi zici, mai lăsați să răspund, frate, că eu, de exemplu, spuneam imediat trei lucruri care trebuiau replaced. Alex, să-mi zici că să-ți dau drumul ăsta. Sunt gata. Nu mai zici, tot pune fel la toată lumea. Nu ceas, tabletă și telefon. Nail it. Name three things you can cut. Pâinea, salamul și cremul, știi? Pe George. Și cașcavalul. În engleză, ai pierdut. și pe George, dacă mai joacă jocul ăsta. Ești nebun la cap. Am dat și bani pe el. Hai, Cristina, vai, Cristina, numai două puncte. De ce ești așa slabă? Nu înțeleg. Pentru că faci fitness, cred că de asta. Alegi în fiecare dimineață. Îți spun eu unde stă. Îi spargi geamurile. Ok. Cristina, ești pregătită? Da. E pregătită de la a treia întrebare, da. Numește trei locuri unde poți să asculti muzică. Dau drumul. In the club, la headphones și pe laptop. Zi. Ce să fac, mă? Da, mă, dă-i nail it, frate, că are numai două puncte.
Domnul de milă. Păi, a trecut timp. Ok, haide. Mad este... Mad, start. Chemical Brothers, Chemical Sisters. Se preface, că, zis, nu are, se preface că nu are sunet. Da, mă, ea știi ce a zis? De tartrat. Se preface că noi, zice că noi suntem frate. E, na, ia Feli de aici. Three places you wear shorts. În cameră, păscării, în living room. Mai lua repede, am zis și eu ce am. Ei se distrează, Cristina. Bă, și mie mi se pare funny. Voi nu știu de ce vă nervați. Mi se pare tare. Ce faci aici? Mai vin. Deci bine, cred că și după două, trei pahare ești, știi, râs mai ca lumea. Nu, nu știu. Ok. Okay, funny, frate. Mișto funny, funny, mă, de ce sunteți? E mișto. Da, mă, zic față... funny că dacă te face pe tine să pierzi, nu pe mine. Bă, frate, tu trebuie să spui three things that needs replacing. Nici până acum n-ai răspuns. Roțele? Și sunt hai. Patru, ce crezi? Și... 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 culoarea la păr. Hai, șuș. Nail it. Name three famous people who wear glasses. Superman. Ce curăhat Mas- Superman poartă ochelari, bă, frate? Da, mă, ăla cool chema pe el, pe Superman, hă? Clark Kent. Clark Kent. Kevin Spacey, da, Kevin Spacey. Oh, Doamne. În filmul de Crăciun. În Brother Fred, sau cum, Fred Claus. Dă-i fail, frate, lasă vrăjala, dă-i fail. Nu, mă, de ce, că am zis. N-ai zis, mă. Ce-ai zis? A zis Superman. Ce satan ai zis? Ce satan. Cristina, ești pregătită? Da. Dă drumul la microfon. Fii atentă. Start. Mamă, nu mai, la fete nu mai de astea lungi. La noi sunt scurte și ușoare. La ele nici mă... Three things to things people do when they first wake up. Ah, hai că e ușoară. Start. Deschid ochii, cască și... Să spart pe fart. Fart. Prea târziu ai zis să spală pe față. Îți pare rău, trebuie să-ți iau punctul ăsta. Nu există. Bună, să spală pe față, fart. Hai, nail it. Nail it. Bravo, Cristina, într-un final. Mad. Mamă, e și arogant ăsta. Păi, cred că mă... Hai, Mad, am început. Obiecte care... Am zis, from... vază, scrumieră, pahar. A, numai zi o dată, când am auzit. Alo? Vază, a, nu, îmi pare rău să... Nu, nu s-a auzit, nu. Deci... Nu, nici eu n-am auzit varză, scumieră, pahar, n-am auzit. Nu, nu. Băi, dragă, pe ce s-a fost că cleaning products. Săpun pur sodă. Săpun mâna pe tine. Deci uite-l, mă, mâncați-a și gura ta, a răspuns în ultimele două secunde și le-a și nimerit. Bravo, Nelly. Mamă, think you may... find in the greenhouse. Start mai repede, hai. Roșii, castraveți, mărar, pătrunjel și marihuana. Scrumiere. Scrumiere și săpun. Și eu vreau vinti la mă. Ăla nu e vin, e vin, e serul adevărului. Mai are și ceva în vinul ăla. Deci ăștia mentolații noștri sunt încă la partea cu omleta ta, că dacă e scramble, dacă e aceeași chestie cu, ai zis, omletă și scramble, știi? Nu știu, da, frate, deci a sunat diferit, am luat punctele. Ce nu, dar e diferit, scramble și omleta sunt diferite. Omleta o întorci și scramble-ul te joci cu el. O, poșate, o, crude. Hai, Cristina, ești pregătită? Da, da. E ultima. Deci s-ar putea acum dacă câștigi, da, să nu câștigi nimic. Deci e șansa ta să o întrești pe Mad. Deci concentrează-te. Hai, dacă vrei te ajut. Da, îmi par de vin, poți să mă ajut. Hai. Îți mai dă 5 secunde de la el. Asta e ușoară, mă. Trei lucruri care îmi miroase. Hai, 1, 2, 3 și... Jocul ăsta. Florile, parfumul și... Chiloții. Chiloții. Mă, hai să oprim la ultima, mă. Jur.
Da, hai, o să-mi name it. Da, mă, name it. Name Free Airlines. Hai, start. Ryanair, Wizz Air, British Airlines. Mă, dar numai nu, cu astea nu, ieftine. Nu, mers, nu, de linie, nu de săraci. De linie. De, da? Doar cu trei roți, fără. Nu, de-alea cu rafie, cot. Nu, ne pare rău, Felix. Name three different words. Să-mi zici când vrei să dau drumul la start, eu pot să mai stau puțin. Eu sunt gata, mă. Da, da? Bine, zi. Da. Zile pe primele două și după aia dau drumul. Star Wars 1, 2, 3, 3. Felicitări. Nailed. Mersi mult de tot, mersi. Three types of berries. Blueberries, blackberries, no, redberries, greenberries. Nu, uite, zic că nu apa acolo. Nu e așa, berry white, berry black, de-aștia. Nailed. Bă, felicitări. Uite, băi, mersi mult de tot. Ai pierdut, n-ai știut să răspund la ultima întrebare. Ce chiar o răspuns? A zis name three airlines, nu name three low cost airlines. Nu mai fi botat. Eu am răspuns, George, dar tu nu ai urechi să auzi. Ok, hai să dăm din nou. Ryanair. Bă, dar stai să... Nu, mă, geniu mă, nu am merita am punctul și l-o merita aia. Dacă e până acum. Settings. Hai să punem de 20. Bă, nu a intrat Manu nu ne urmărește. Hai, dar nu, că dacă suntem prea mulți, ne încurcăm. Ce vrei să zici? Nu, mai las. Nu, ne suntem prea mulți după aia și nu e. Hai, pregătit? Start. Dar de ce nu se aude sunetul? Poți să prin... joc eu? Dacă nu mă să fumez o țigare, că nu mai am dat asta, s-a terminat, știi? Bă, dar cum adică poți să-ți joci? Îți dau eu. Ești... Îți place aroma ești... aia? Nu, n-am găsit Siena. Siena? Da, eu de mamă, ce gust de ciorapi are aia care o fumesc acum. Da. Aia, da. E groaznică. Bă, ar trebui să se și audă. Să sperăm. Păi se aude când le tai tu din secunde și nu vezi de ele. Da. Se aude perfect, George, nu... Hai, Paul. Da, trebuie să se audă. Da, hai să vedem. Ok, play. Pro. Toți ăștia, nu? Cristina, vrei să rămâi prima sau vrei să te primi? Mamă, să mor eu. E și varianta adultă pentru după aia, nu? Da, este, e și varianta de... Bă, asta m-a cost... Asta cât costă? A, cred că e în loc și asta, mă, vrea? Cafele, ce le trimit eu acum, nu e? Da, nu, mă, e... fix nimic, ca 4 lire. Da, aia putem să o facem și după aia. Trimite, o trimitem pe Emily sus și ne apucăm și de aia. Hai. Da, mă, că ea nu are acces la internet sus. Disculțu. Uite, l-avem pe Disculțu. În Moldova e beri bruni, beri blondi și s-o dus. Disculțu. Uite, l-avem. Dar stai, de ce mă aud așa eu? A dat cineva pe YouTube, cred că și de asta mă auzeam. Bună seara, spune Florentina Simion. Bună seara, Florentina. Și te așteptăm în emisiune live aici să ne certăm, să ne batem în... Hai să dăm drumul la emisiune. În rime, că noi mergem bine pe rime, știi? Ce zici? Jucați până la 10. Hai, să jucăm numai până la 10? Lasă până la 20, că e fain. Ba nu, ba da. Hai să dăm până la 10. Ba, dacă ba nu, hai. Mentulația a zis până la 10, hai până la 10. Dăm două până la 10, nu știu până la 20. Hai, da. Gata? Pregătiți? Nu știu dacă s-aude muzica, dar sper să aude. Nu, da, mă, ce fețe au fetele, le vezi? Amândouă fetele, da. Picate. Fetele, cine vrea să fie prima? Hai să-l punem pe Alex primul. Poți să mut asta în sus? Nu, eu nu vreau primul, eu vreau ultimul. Puneți câștigătorii în vârf acolo, unde merită Alex, să fie primul. Câștigat pe treptate. A, tot la sfârșit s-a dus. Alex primul. După Alex să punem pe... Hai să punem pe Alex primul. Puneți-vă acolo, învingători. Alex. Și naga, deci spunem așa, un bărbat, o fată. Deci îmi spun mă care să zic ce am făcut azi. Mai povestești una alta. Deci Alex, Cristina. Da, mă, ce ai făcut azi, chiar? Eu? Mamă, ce ți-ai bătut jur de filmare aia, frate? Am așteptat atâta timp, ai dat telegrama aia din tine. Hai, mă! Băi, dar nu-ți place ziceai nimeni. Să mă... Ziceai că sunai după cartelă de aia de Rom Telecom și nu mai aveai credit. Așa l-ai făcut. Cum eram noi la cine erau ăia cu 3 secunde? Dialog. Când au apărut la început. Ești pe bune, cu unități, cum era? Nu mai am unități.
Sună mă tu. Cosmo Go. Cum e acum? Dialog, da. Hai, Alex, tu ești primul. Obrajii, buzele și sânii. Mă, dar de ce sânii să roazi? Roce. Na, de la palme. Bine, hai că ți-o pun, Felix. Pe cum adică? Ce contează? Cristina? Da. Trei lucruri care sunt Polish. Nu mă, nu, that you Polish. Păi. Mașina, unghiile și... Eu știam, dar nu pot să spun că e prea da, de... Vecinul meu de aici e polonez și mai am încă două mai încolo, care știu că sunt poloneze. You Polish, bă, cutlery, astea, ce preci. Da. La ce dai Luciu? Talk shows host. Jeremy Clarkson, Richard și May. Na, de la Top Gear. Toți străini știi pe alții. Simon și May, da. Deci ai greșit, îi dai... Ai greșit. Am zis, mă, Richard. Richard Hammond și Richard, May. Ce aia? Mă, după fel, ce mai greu. Că doar fur la următoarele. N-am furat la primul, dar fur la următoarele. Ne trei, you have to tie. Ce tai? Ia zi. Șireturile, cravata și... Mâinile tale la spate. Mâinile la spate. Nu spate. Mai avem. Bravo. Ce-i dăm? Îi dăm el? Dacă ne arată ce poziție stă cu, dacă ne arată ce poziție stă cu mâinile legate la spate. Băi, dacă legi mâinile la spate, normal că Neil. Neil. Ok, no, Alex. Oh, băieți, au zero. Bă. Oamenii war cu 50 shades of grey. Lamentă de Luciu. Hai, încă o dată. Frate, m-ai ars. M-ai ars aici. Eu am răspuns corect. Care a fost răspunsul tău? Ăla a fost cu sânii. Dă-mă încolo. Deci din cauza ta a trebuit să-mi trimit copilul sus la culcare la ora asta. E ora 9. Hai, 1, 2, 3, am plecat. Trebuie să start. Nu pot. Playing, joking. Joking, jogging. Da, hai, nail it. Și-am zis și ți-am zis 4, frate. Da, mă, gata, calmează-te. Internet websites. Aolea, ce sunt eu bun, mâncate. Și curată, le știu pe toate. O pânce, toate care... Toate! Cu pui să termină cu Pornhub. Nu cu Pornhub. Da, da, alea sunt ca la Rabbit Mint, știi, toate alea, știi? Pornhub Junior, oba. Senior, oba. Deci știu pe toate care încep cu X și se termină cu hamster. Ok, ești pregătită? Internet website. 1, 2, 3 și... Facebook.com, Instagram.com și... Pornhub.com. Mă, dar nu ne-ai zis cum te găsește lumea pe tine? Uite, acum sunt 15 care sunt în an. Cum te găsește lumea pe tine pe Instagram? Că asta eram eu curios tare. Cristina Popă. Da. Exact același. De la prima ediție, mă friend. Ai spus asta de 3 ori tu în prima ediție. Nu mai ține în minte că la vârsta lui trebuie să meargă să vaccineze. Avea Cristina... paharul ăla cu corn. Ia, schimbă paharele, repede, face repede, schimbare de pahare, paharul cu corn, că trecem la runda a doua. Nail it, bravo. Hai să vedem la mine, ce spune? Nu. Name three things to pack for a holiday. Încărcător de telefon, încărcător de... Dar ia chiar nu de drumul ăla. Zi acum, zi. Am zis, ce mai? A vorbit peste mine și nu s-a auzit când am auzit. Încărcător am zis, de telefon. Sală, nu s-ai pornit iar cronometrul, l-ai pierdut, n-ai existit. M-am zis, mă, periuță de dinți. Ai zis periuță de dinți și o expirat. Bă, nu, ai vorbit tu peste mine și nu s-a auzit. Nu mai vorbim, da, mă, tu. Da, bă, dacă nu-i rândul tău, nu mai vorbi. Nu? Bă, dau fel, dar nu-i corect. E corect. E foarte corect. Items of baby equipment. Na, hai zi de baby equipment dacă bottle știi. Bottle și... A? Ce-ai spus? N-am auzit. Nappies, bottles și suzete. Bravo. Bravo, frumos. Bravo. Frumos. Câți copii ai?
N-am copii, dar am fost cu copiii altora. Serios? Dacă toți erau însurați. Ce obraznic ești, mă. Da, continuăm. Alex, e rândul tău. Cer scuze, Madu, cer scuze. Mare pot. Nu cer scuze. Dice Games, dă-i. Nu știu, table, barbut și la ce vine, nu știu. Monopoly, mă, că și la Izaru. Da, nu, n-ai zis, ultima, nu pot să te accept. Felit. Cristina, ești ok? Da. Da? Ok, bine. Foods you have to peel before to eat. Ești ok? Poți să dau drumul la asta? Da, nana. Stai să dau drumul. Începe cu okay, bâi și te rog cu anana. Hai Cristina, zi Cristina. Cristina? Uite, s-a dus timpul Cristina. Da, s-a dus. Ne pare rău Cristina, s-a dus timpul tău. Ce mai era? Ce mai era? Mai era? Nu, jur că nu vine nici acum. Da, Cristina. De non-food știu. Dă-i nail-it, că ea nu știe ce s-a întâmplat. Nu știe ce s-a întâmplat. Cristina, nu știe ce s-a întâmplat? Te înjură mâine când se uită. I-au fi zis vreo 3-4. Te-am scos de pe ecran, anume. Ia uite ce repede s-a făcut schimbarea. De mă, nail it. Mamă, ăsta-i de altul mai bun. Ești ok, Alex? Vrei să sunăm pe cineva? Nail it. Ok. I can't just for not doing homework. Mi-a mâncat pisica, tema mi-a mâncat câinele, tema mi-a mâncat șoareci cu tema, a murit bunica. Failed, frate. În primul rând, două sau trei le-ai dat până să apeși pe stat. Mă, da, la tine apare... Ce faci fiecare dată? Până unde merge nemernicia? De aici până tot aici, nu e. Nu stă, nu iasă din cameră, aici rămâne. Nu e, mă, frate. Nu e cinstit. E blat. Hai, întrebare pentru Mad. Bă, vedeți că eu le văd, vă n-aveți. Waste money. Să te iei gagică, să te iei nevastă și să te duci cu soacra în oraș. Cu soacra? Și la lăutat. Da, la mine timpul s-a terminat. Apare la voi mult prea târziu. Trebuie să dau un refresh, cred că. La cine îi dau refresh? La ăsta? Nu știu, sunt la puzzle-ul ăla cu merele. Bă, unde te? Bună seara, ce v-am găsit? Da, am întors. Hai să vedem. Cu cine am rămas? Cine? Alex? Numai noi ne uităm la tine, atât. Alex, ești pregătit? Always. 1, 2, 3. Ultra. Bună. Zi repede, Alex. End of round 3 din 10. Scores. Mai repede. Start. Numește 3 lucruri care poți să le citești. Tate, zau start. Nu știam de ce nu zici. Ești gata, Alex? Te-ai gândit la toate 3? Ziarul, o etichetă și atât, o carte. Da. Bă, asta îmi place la Alex, are așa o spontaneitate, știi? Când i-ai dat start, e la Franț, deci nu există la el, e cum trebuie. Da, felicitări, Alex. Sunt foarte mândru de execuțiile tale. Cristina, ești pregătită? Da. Am dat deja start. La ce? S-a dus timpul. Cristina, ai pierdut. Îmi pare rău, Cristina, prea târziu. Boy band. Stai, uite, îți dau 2 minute aici. Trei sujdești, Backstreet Boys. Da, chiar pe bune, românești, mă. La familia, mafia. Chiar, da. Gata, le știu, mi le-a spus, Alex. LA. Si. Valley the Windstorm, man. La familia, Adrian, și Backstreet Boys.
Zică, băieții de pe alea din DOS. Îi dăm nail-it? Da, da, da. Normal, frate. Ce ali e copiat. Ce mai bei, Alexi? Eu n-am nimic. Păi ți-aș da eu ceva, că tu m-ai salvat aici. A, e bun, e super. E coronavirus, omoră coronavirus. A, ăsta îmi dau... Da. Asta e mișto pentru mine. Brachiu, păielincă, țuică, vodka, vin, bere, ce vrei, mă? N-are treabă cu engleza asta noastră, n-are treabă. Ce din ce bei, mă? Din ce bei, recipientul? N-ați văzut voi bine, mă, era ce bei, mă. Cum n-ai dat? Din ce beau era? Felit, rușine mie. A, s-a terminat timpul, cer scuze, nu se mai poate, na, ce să-i faci? Nu se aude, nu știu ce s-a întâmplat, gata. Ce-ai zis? Felit. Nu-i mai dați de băut la ăsta, nu mai. Mamă, ce te ars, frate. Bă, dar voi tu beți alcool, mă? Da. Eu nu, dar mă îmbăt că-l văd pe el ce bine se distrează. Mă duc să-mi iau așa ceva. Bă, ia zi, Alex, e rândul tău. Uh-huh. Ești pregătit? Always. Bă, mă duc până am niște treabă, mă întorc imediat. Ce? E greu? Vrei să schimbi întrebarea, Alex? Dacă vrei, poți să schimbi întrebarea. Mai lasă-l să se gândească. Să mă gândesc la ceva ce se poate spune. Adică... Emi a plecat, nu e aici, Emi. Da. Poți să dau drumul la start. Zi. O acadea, un pix și o înghețată. Foarte bine, foarte bine. Ce pix? A început pentru tine, Cristina, repede. European City, start. Barcelona, Paris și London. London a fost prea târziu spus, exact la limită, trebuie să dau fel. Exact la 2 secunde a fost. Lasă-o, mă, dă bine, că a făcut bine. Ok, pregătiți? Stai că nu mi se vede casca cum trebuie și îmi arăt rău la televizor. Nelit. Dai prost. Cum te cheamă? Mad, îmi traduci și mie ce spune ca să nu mai se întâmple să răspund greșit. Sons of Turbine, apropiat fără funeral. Numește 3 șlagăre. Lasă papa la mare. Pentru ochii averzi și anaconda. Da. Hai să vedem. Ala, happy după crucile gri și și failed it. După crucile gri. Bă, dar nu mai știu altceva. Failed. Hai. Alex, tu ești. Ce păcat, am apăsat pe start din prima, că mai pot să dau fail și... Nu sunt eu. Copii și... S-a terminat. Aoleu, ce să ne facem? Nu ești deloc atentă, mă. Ce-ai făcut, mă? Unde ai fost? Nu era aici cu noi? Nu. Ce întrebare era? Că nici măcar n-am văzut întrebarea. Cine știe întrebarea? Ce faci? Ce poți să faci vara? Ia zi, ce poți să faci vara? Eu vara nu dorm, că n-am unde. Ce poți să faci vara? Vrei să zic acum? Păi nu mai zic. Ziceam dacă mă lăsai. Failed it. Bă, nu știu. Foarte nașpa. În afară de Cristina. Cristina! Aici cu emisiunea. Noi suntem aici cu emisiunea ta. Dar e rândul tău. Ești pregătită? Ia, da. Hai. Repede. Cum, după Marius? Da, tu ești normal. Da? Am zis și eu. Ca să fac, să-ți lase telefonul. Hai, zi. A, trebuie să dau start. Zi, mă. Hai, mă, halalacul Cristina. Jacket, pants. Salopeta lui Marius. Failed. Cristina. Nu, bă, dar am zis, frate, jacket, pants și rucsac. Da? N-am știut. Pants, frate. Alex, vezi că ești... Niciunul Alex, gata. Vezi că-i murdar aici pe mână. Iar te-ai murdărit. Cristina, ești ok? Da. Start. Ia, căuta pe Google. Will be 45 lens. 3 sud-est. 3 sud-est. 5.
Și un alt duet. Dar ce noi, mă, eu numai de astea cu nunți și cu cimbri și cu mormântări, n-am nimic ca serios. Să te dai la mireasă, să te dai la la soacra mare și să te dai la soacra mare și colivă. Să mănânci colivă. Dar n-ai deci făcut. Și l-am făcut pe toate trei. La aceeași nuntă. Neile. Iar și trecunele. Da? E trecunele, se vede. Da, mă, vrăjeală direct. Mi-a arde ca pe proști. Bă, dar n-am zis, mă. Am zis trei lucruri. Ești gata, Mat? Ha, mă, că oricum sunt pe ultimul loc, am 0 puncte. Măr, pară, Mat. Struguri. Mat, mai ești cu noi? Eu am zis, dar dacă n-aveți urechi să auziți... Când ai zis, mă? A, când ai zis, acum, pe bune. Totul ei. Te-am trecut. Te-am trecut clasa. Alex, ai 3 puncte, Cristina Poker 5. Bă, la asta nimeni n-a răspuns bine, la tot v-am dat reject. Bă, mișto rău muzica, mă. Da? Dau drumul mai tare? Nu, că nu mai auzim. Hai să dăm următoare. Alex, ești pregătit? 6 da, mă, let's go, vă rup. Zi. Euforie nord-sud, mamaia Venus. Trebuie să fie toate din Europa de vest, nu din Europa de vest. Euforia south, euforia north. Euforia. Euforia south. Big mama. Da. Nail it. Cristina? Gata, Zara, Mango și Breșca. Matalan. Stai ce zici, mă? Mango? Da. Ăla e fruct. Yeah. Vorbești Berșca. De magazine, de haine. Dar Breșca ce asta? Ce e? Turcesc? E de la... Din Istanbul. Nu, e de la... E de la pentru... Pentru al de trei stariu, știi? Ce se dau? Ce zice Alex? Se dau, needitoare? Da, a făcut bine, e ok. Nu știu, eu totuși mă gândesc la beșta ăla, l-o fi pronunțat cum trebuie. E ok, e pronunțat corect, nu mai necăjit, că a zis bine. Nu știu, tot mă gândesc. Gândește-te în timp ce apeși pe Neil, dit. Hai, să fie. Will Smith movies, mamă, astea care îmi plac mie. Ce a jucat? A jucat în ala The Legion. Bun, timpul a expirat, domnul Matei, sunteți blocat pentru următoare. Zic că nu mai e. I am Legend, Prințul din Bel-Air. Da, mă, Prințul din Bel-Air. Man in Black. Oh, da. Wild West. Fail it. Well done, George. Name three of your neighbors. Aici poate să zic ce vrea ea, că doar nu puteți exact, să vreau. Chinezul, black guy și chinezul. Da, putea să zic absolut tot ce vrea ea, numai dacă nu zice acum, pierde. Și n-a zis nimic. Da? De mă, nailed it, că eu am auzit, a zis corect. N-a zis, mă. Băi, ea nu mai zice nimic de vreo trei etape. De vreo trei etape nu mai zice nimic, aș uite doar așa la noi și zice, da. Asta nu este alcool în organism. Bă, frate, eu cred că a lăsat o poză cu ea în fața camerei pe la fumat pe undeva. Păi dacă nu m-a lăsat, nu? Da, hai. Eu cred că face strike. Ce strike? Din grevă. Că stă fure acolo la puncte și strike normal. Când... Nu mai, le dai pe toate din prima, la popici. E mâine. A, face strike. Treva foame. Păi da, ce crezi? Ce-mi place? E normal, nu e de acord cu nedreptățele ce le faci tu. Îmi place de Cristina. Cristina parcă vorbește pe walkie-talkie, știi? Ea de fiecare dată când vorbește apasă pe butonul de microfon. Păi ca să nu vă deranjezi, ce se aude aici. Roger. Dar ce se aude, mă? Da, bine zis, dragă de ea. Are gălăgie pe fundal, știi? Și ca să nu ne deranjeze gălăgie, ține pe mult. Și de fiecare dată când vorbește, apasă pe microfon să ne auzim. Roger. Ce, a intrat Roger? Îl băgăm și pe Roger cu noi? N-a intrat Roger, nu.
Pregătiți? Cine a fost aici? Că nu mai știu. Trebuie. Cât mai durează? Închidem acum dacă vrei. Oprim? Păi, vrea să folosească altcineva calculatorul, nu? Dar trebuie să vorbească în țară. Nailed, nu e calculatorul ei, mă, frate. Suntem 7 din 10. Cristina, chiar nu e calculatorul tău? N-am bani. Pe bune? Toată lumea vă rog să donați în contul, stai că faci închetă să-mi iau calculatorul. Dacă te ne vede atâta lume, cât suntem? Îți vreo 10, să uită la noi. Cu noi sau fără noi? Că spune mă cât suntem. Păi dacă pune și voi bani, vă calculești pe vână. Ia, pun și eu, ca să vezi că... ca să fii serioasă. Așteptăm să ne zici suma. Acum o scrie pe foaie. Dacă nu, uitați câți oamenii sunt pe live. 7 oameni, dar nu știu dacă și noi și... sau fără. Hai să dăm drumul până calculează Cristina. Alex, da. Te-ai pregătit. Ia zi. Da. Stele, lună, avion. Bravo. Uite, ți-am dat și... Mai zi, hai că dat și star. Stele, lună, avion. Nu eram sigur dacă știe exact ce vrea. Bravo, felicitări. Nailed. Nu, ce să zic, nailed. Următorul. Cristina, ești ok? După față nu prea pare ok. Mă gândesc și eu înainte. Tom Jones, Tom Hardy, Tom Ford. Da, felicitări. Failed. Asta a fost... De ce, mă? Nu mi-a plăcut cum a zis Tom Ford, așa a fost o intonație de asta foarte low, știi așa, Tom Ford. Nu am avut fost corect, bă, frate. N-a fost credere în vocea ei și de asta. Nu, am dat nailed. Tom Haragiu. Hai, mă, că am dat nailed. Tom and Jerry. Weather. Ploaie, vânt și vreme. Nu, uite-te la el cum face iar fură. Bă, de ce zici, mă, că a furat? Pe bune, dacă nu-i furat. Dar tu nu-ți pornești cronometru niciodată când trebuie să-l pornești. Fură curent. Nu vedeți voi, mă, dar eu-l pornesc. Mă, voi nu-l vedeți, dar eu-l pornesc. Pe bune, dacă nu. Vi se pune ceva pe față, pe ochi. Și în momentul ăla când sunt eu, invidia, pentru că, na, vorba aia. Ce să-i faci? Nu toată lumea are barbă. Invidie, se referă la ea ca scârbă, da, na. Scârbă. Eu dau pe asta afară. Trei animale pe care poți să le găsești la safari, în afară de mad. Girafa, rinocerul și crocodilul. Da, mă, că găsești crocodil la safari. Crocodil găsești la acvariu, nu la safari. Nu, failed, pare rău. Mă, dar ai fost tu la safari cu care am fost eu? Sunt de aceeași părere contrară cu el. Avem așa, Alex e pe 5, pe locul 5, Cristina e pe locul 7, eu pe locul 1 și Mad pe ultimul loc. Logic, mai avem și două întrebări. Bă, să știi că se pot schimba niște lucruri între Cristina și Mad. Și între mine și Alex. Și între Alex și Cristina. Deci, bă, între fiecare se poate schimba ceva. Hai să vedem, Alex. Îți dau tot timpul din... Mamă. Slogane, hashtag rezist. Da, avea trei, dacă da? Îi dai drumul acum, nici n-ar avea omul timp să zică primul slogan. Ai văzut cumva că i-am dat drumul? Lui Alex nu-i dau drumul. Nu. Eu niciodată nu-mi dau drumul. La Alex nu-mi dau drumul repede. Eu am timp cu Alex, păstrez timp. Alex, îmi zici când să dau drumul? Nu, că pot să ții o grămadă, că nu știu. Mamă, hashtag rezist, vote for woman. Muie PSD. Asta a fost primul care mi-a venit. Cristina, nailed. Ești pregătită, Cristina? Ți-ai dus și câinile în Anglia? Da. Dar îmi dau seama că-i în brațele tău. Ați rămas pe scurt cadru, ce sunt? Nu, stăteam și citeam mesajele la Cristina și de-aia. Cristina Anca ne scrie, tot ne scrie, aia săraca a rămas. Berșca, nu Brișca.
Ce chiar am zis corect, dar mă rog. Ce poți să ciu? Iarge. Chestii care poți să le ciu. Mă, câinele. Mă, da, taci că sunt aici la emisiune, la oamenii ăștia, mă faci de rușine. Nu, de baby și la us. Dar normal. No. Și aș vrea să nu mai aud bebe de acum. O lungă perioadă de timp. Am trecut de perioada aia. Alex, cât mai ai până crește la micul mare? 18 ani. Atâta? Cât are la mic? E mic de tot? E fabricat în decembrie 2019. 2019? Da. E ok. Și-o luat, are 5 ani. Da, la știu că era mare, dar nu e așa mic totuși. Cam aceeași distanță am și între fete, știi? 4 ani. 3 la mine. E 3, nu? E mai bine. Între fete. Da. M-am grăbit un pic. Aia Cristina ești, ok? Ia uite bebe acolo. E bebe. A, nu, ăla nu e bebe, ăla e băia mare. E toddler. E toddler. Cristina ești, ok? Păi nu știu. Ți l-ai scris pe ceva? Da. Ai scris răspunsul? Poți să ne trimiți prin mail? Ce poți să rumegi? Hai, Cristina? Alo, Cristina? Cristina, suntem cu emisiunea. Cristina. Alo, cu emisiunea. Cristina. Hai. Alo. Cristina. Da, dacă poate, da? Cristina. Ne pleacă, așa, cum se numesc? Suporterii. Ne pleacă toți doi, suporterii. Dau, vezi că dau play. De. Am dat. Cum mâncare și cauciuc. Bă, a stat jumătate de oră să se gândească și a venit cu cauciuc. 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 Cauciuc cu cauciuc. Mamă, frate, sfârșie. Următorul. Nelly la Cristina. Shaves with more than 4 sides. Aia, mai a fost o dată asta. Hexagon, pentagon și mecagon, decagon, logagon. Gata. Și unul la mână scrie și with e greșit. De ce? Cu, a, spuneam numai cu 4 size? Nu, nu scria W-I-T, nu scria W-I-T-H. Hai să vedem. Mad. Nailed la mine, că nu. Numește 3... desert e ușor. Hai, zi. Nu, deșert. Deșertul. Desert, lasă desert la ea. Aman. Ia, uite, mă, că nu mai este Mad. Da, până bă, pleca, Sahara. A plecat, Mad. Gobi și... desertul de negresă. Da. Îmi pare rău, cred că îi dăm... Dă-i mă nailed it, frate, că după aia plângi. Nu, eu nu-i dau. Nu-i dau, îi dau... Hai, dăm nailed. Cum să-i dau, mă, nailed, dacă ai dispărut din imagine? Și era desert sau era deșert? Dar tu ai ieșit, ai dat afară, nu? N-ai, cine altcineva, dar... Îți ce cruși și Dumnezeu îți bagă în spate acum în backstage. Nu, mă, că ea vorbește frumos, mă. Ai văzut-o pe ea să fie supărată. Ce? Îi dăm... Ia, o să pe Cristina să aleagă. Cristina? Cristina, de-abia așteaptă să termine emisiunea asta. Ne-de. Cristina, dar dă-mi laptopul înapoi. Cristina vrea să culce. Ea zice că e freamă pentru ea. Dă laptopul înapoi la oameni. Cristina? Yes. Am două care stau degeaba. Ți le dau pe amândouă. Gracias. Gracias. Hai, Alex, tu ești primul. Mai avem încă 17 întrebări. Hai. Care mă, că-s două. Glumesc și eu, mă, n-am voie. Online searching engines. Engines. Google, Yahoo și... atât, cum mai știu. Bă, să că, uite, nu, dacă aveam pe domnișoara Mad, ne zicea acum de ăla, DuckDuckGo, că pe ăla trebuie de acum să intrăm, că e de la ruși. Îți dau fail, îmi pare rău. Cristina. Începe cu Virginia. Massachusetts, California, New York. Mamă, să mă, că ai zis Massachusetts. Ne rup cu Massachusetts. Nu te-a venit altul mai repede? Dar Massachusetts unde e? Massachusetts. Deci cât sări pe limba. Massachusetts. De ce ai ales chiar Massachusetts? Dar ai văzut că primul ăla ăla e primul. Adică e statul ăla cu care ea se duce. E statul ăla cu care ea se duce la culcare seara, știi?
Oh, să dea Dumnezeu să fie totul bine în Mața Ciuces. Nu, a zis. Ce stat din America pot eu să pronunț repede și îmi vine în cap? Mața Ciuces. Mața Ciuces. Că până la urmă și caut, cred că Mața Ciuces nici nu e stat, frate. Cred că e vreo comună, aparține de ceva. Nu mă, e stat Massachusetts. Ne-a mai zis un pic de Utahawa. Bă, dar fără caternică, cum se pronunță corect? Massachusetts. Massachusetts? Da, e cu accent ardelenez, nu-i vina pe tine. Da, de acolo. De unde ești? Din Cluj? De Maramureș. Din Massachusetts. N-ai cum să fii din Maramureș, că nu ești îmbrăcat în maramureșenește. Ești din Maramureș? Nu știu, de unde mă trebuie pe mine, prima oară când o văd. Am și eu un prieten din Leordina. De unde? Din Leordina. E bun. Un fel de Massachusetts, mai la de-aia. Am fost în Massachusetts până acum, dacă m-am mutat în Pennsylvania. Massachusetts. Am mă, bag-o și pe mad. Nu mă, nu, pentru ce? N-a stricat seara în seara asta, pe bune, dacă nu. Cu, nu știu, cu fițe, cu de-alea, nu. Nailit. Îi dăm mă Nailit la Massachusetts. Mi-a plăcut Massachusetts. Poți să-i dau dublu? Da mă, nu, nu, dai mă Nailit. Că a zis fata trei corect. Ce să mai, a fost fanii primi. This thing you'll find in the stomach of a shark. Am, ce trei chestii care găsește stomacul unui rechin. Picior, mână și ochi, două. Da, gândește-te, ce ar putea să fie într-un stomac de acid? El are acid gastric sau șarpele, șarpe, stomacul ăsta, cum se numește? Rechin? Are apă, apă, că e rupt de foame. Da? Pești, balenă, rechinul, mănâncă balena. Da. Deci are, hai să dau și la mine start. Crap, guvid și... Deci poți să dai credit acum, dacă are șarcul, guvid și crap în burtă, ne-am dat, dracu. Failed. Să te văd cum dai failed. Am dat. Name 3 yellow foods. Hai, Mad. Banana, lemon. Ești pregătită? Dăm la start și dăm voie să vorbească numai... Banana, lemon și potato. Zi repede. Ah, n-are zis. Failed, îmi pare rău. De ce s-ai scos? Bă, frate, Massachusetts are 9 puncte. Păi i-am dat Nelly de la orice a zis, nu mai să-i dau Nelly să nu mai mă certe. Păi da, mă, dar iar s-o rău primul joc, chiar ai furat-o. N-ai văzut că amândoi erau pline de spume după primul joc, te spărgeai de râs. Ce nu mai putut de Nelly? Și continuare, după aceea așa... Trebuie să distrezi jocul. Bă, nu, hai că nu mai ești așa nervos. Hai. Gata, vezi? Nu mai e. Nu mai e. Nu tare și eu să pierd. Hai, șterge rimelul și ai pregătește următoarea întrebare. Luăm un laptop, pune mână de la mână și da, doamne, iartă. Pe bune că îți dau unul dintre astea. Nu mai să scăp de ele. Hai, ești pregătit, Alex? Păi nu s-a terminat, mai game over, scrie acolo. A, da? Mața, ciuce, fii atent! Și că bine că am văzut despre ce e capabil. Nu, Cristina, ce s-a întâmplat în seara asta este anormal pentru formatul nostru. Da, cum ai zis, am încercat și noi un format mai diferit, să vedem cum funcționează și... Bă, nu, acum glumesc, dar... Asta este formatul pentru Game Night. O să facem o chestie de asta de Game Night în care ne întâlnim așa 4-5 și ne jucăm între noi. Lumea nu e obișnuită. Lumea a plecat repede când a văzut că noi ne jucăm între noi. Nu e obișnuită cu formatul ăsta, dar formatul ăsta merge și prinde foarte bine. Eu cred că poezia după poezia o pleca lumea. Asta e chiar distractiv. Astea la ce? Ce poezie, frate, n-a plecat lumea. Poezia mea mi s-a părut perfectă. La poezie am fost exact pe felia noastră, exact acolo unde eu mă potrivesc cel mai bine la poezie. De-aia am făcut ingineria.
Mă, ideea de poezie era pentru... Ia, stai să dă pe, să ne vedem noi. Ideea de poezie era pentru anteprima, dar dacă anteprima n-a putut să vină, a trebuit să renunțăm la... Da, nu mai facem poezie, gata. Nu iasă cum trebuie. În schimb, ideea cu Massachusetts a ieșit foarte bine, nu? Mă bucur. Vrei să mai facem un Massachusetts? Nu. Eu înțeleg, te duci la toaletă, frate, te speli pe mâini, alea, dar cât durează, Doamne Dumnezeu? Păi și eu vreau țigară, man. Du-te și tu la țigară, na. Am fost la number 2, măia. Da. Du-te la țigară, de asta te-am scos. Pleacă, du-te. Trebuie să te duci la țigară sau trebuie să dai calculatorul? Dar lasă pe proprietarul laptopului, că continuă. Cine ești? Cine e șef la computer? Vino, bă, șeful, vino cu aici. Da, mă, da. Stai că tastează. Da. Hai, du-te la țigară, că între timp noi vorbim cu Cristina. Cristina, te-ai distrat, ne bucurăm mult că te-ai distrat. Și noi ne-am distrat. Nu, am încercat să vedem un format nou. Nu că n-am fi avut invitat astăzi. Alex. Deci încearcă să stai în cameră, să te vadă lumea, că așa se vede numai părul din nas. Și încercăm să citesc ce scrie pe logo ei, Chris Crafts. Cristina face niște lucruri foarte șmechere. Doing something creative every day. www.facebook. Stai că ți arăt eu ce face Cristina imediat. Chris. Am trei tastaturi aici, am una. Hai, umilește-mă, eu am una. Ei, normal că tu ai numai una, că nu-ți permiți la banii tăi să-ți cumperi ca mine toate tastaturile din lume. Adevărat. Nu așa mă deșteptură. În discuția mea cu Cristina de astăzi. Gata. S-a întors? A, nu, e la țigară. Nu! S-a întors în schimbat. S-a rămâna? Bine. Cum a fost la toaletă? Tot a fost ok la toaletă? Da. Nu mă bucur. Te-ai zis că am fost la toaletă. Da, am făcut. Te-ai cam luptat cu el, că a durat. Ce prostie și asta. Te-ai cam luptat cu el, că a durat. Tu crezi că eram atât de rapidă? Uite, la puteți ții laptopul în braț, mă, știam noi că ești la baie sau ce făceai. Cripscraft Creation. Hai să scoatem un mesaj de la Cristina. Uite, ăsta este magazinul lui Cristina, se numește Chris Crafts. Da, ți se cam rupe limba. Chris Crafts Collection. Chris Crafts Creation. Și Cristina face niște chestii dintre astea foarte șmechere, frate. Bă, mie îmi place. Am să dau comandă ceva. Ce link-ul, că eu nu știam. Free UK delivery. Bă, am să trimit. Uite, știi cum am să fac ca să fiu mai șmecher? Dau aici un copy. Stai să dau înapoi pe prima. Nu, dau aici pe... Nu știu unde să apăs. Dau aici. Dau copy și îl pun aici în mesaje. Past. Gata, l-am pus în mesaje. Cine vrea să vadă link-ul. Bă, niște chestii super faine, super mișto. Uite, asta îmi place mie mult. Dar toate sunt handmade, nu e nimic. Totul e făcut de mânuța Cristinei. O să ne povestească ea săptămâna viitoare când vine în emisiune cum face ea chestiile astea. Șmeche. Nu că e fain? E muncă frumoasă. Chiar e talentată. Uh-huh. Eu sunt sigur că le copie de undeva, de pe YouTube, știi? Le ia alea și le copie și doar sau dă comandă de undeva din China și ia... Se preface că le-a cumpărat, că le-a făcut ea, da? E efortul contează. A ridicat-o până ai tăvălit-o. Face și carduri. Asta este o super chestie, știi? Faptul că face carduri. Ah, mă gândeam că le copiază. Uite, mă,
Ce frumos. E ca câinele lui Cristina. Foarte frumos. Bravo. Felicitări, Cristina, pentru ceea ce faci. Bă, e Cristina, nu? Chris Craig, da. Cristina, felicitări, Cristina. Și chiar o să facem ceva frumos cu ea. Vreau să fac și eu ceva cu... Mamă, 48 de lire. Super ieftin, frate. Ce să mai fac? Nu mai fac nimic ca 48 de lire. De unde scot atâția bani? Dați bani. Da, mă, da. Băi, mie copii. Aveți și la 86. Da, Cristi. Ne-ai făcut semn să te băgăm acum, acum nu mai vorbești. Da. Ne-a făcut semn ca să ne să băgăm ca să o scoatem. Da. Super tare, Cristina. O să de-abia aștept să vorbesc cu ea, să ne povestească. Uite, seama că astea sunt doar câteva uite, chestii. Ne arată ce pictează ea, de fapt. Păi de ea e vorba, Cristina. Vezi că n-ai microfon. Vezi că n-ai microfon. Ți-ai scos microfon. Apasă pe butonul de la stație când vorbești. Nu e aceeași, Cristina. E o saltă. Cum nu? A, nu e pagina ta? Am crezut că e pagina ta. Tu ești cu o link, cu altă. Cristina. Dacă laptopul nu e a tău, vreau să te întreb atâta, tabloul ăla e de a tău sau e tot cineva de în apropiere? Măi. Mamă, ce bine îmi stă așa. Tata viitoare. Mai arată. Păi mai am sus aici. Du-te sus și adune și nu e. Foarte tare, Cristina. Felicitări. Nu tu, Cristina. Cristina Anca. Da, Cristina alaltă. Chiar felicitări foarte frumoase. Cristina Anca. Nu ai de ce să ne mulțumești, Cristina, că noi n-am făcut. Cristina ne-a mulțumit. Ce să mulțumim? Că noi n-am făcut nimic. Noi doar am râs de râs așa, în sensul frumos, nu râsul. Noi nu suntem răi. Am râs. Pune mâna și cumpără ceva, fete, că ți-am mulțumit. Da, pe bune vreau să cumpăr ceva. Nu vreau să cumpăr, vreau să dau comandă ceva de să ne facă ceva. Nu știu, un tablou cu mine dezbrăcat, întins pe o canapea așa de într-o piele de leu cu oare face de asta? Nu cred că face de asta. Alex, am văzut că te-ai uitat așa, suspicios. Vrei să fim amândoi în poză sau? Nu, mă uitam la Matt, zici că stă așa, chiar acum a pus o poză și chiar a plecat acum. Nu, clipea stătea așa. Eu ascult muzică. Nu se mai audă muzică. Normal, că poți să vii la emisiune să asculți muzică, că altceva n-ai de făcut când te vii într-o emisiune. Dacă s-ar auzi, s-ar pune cineva muzică. S-aude muzica, s-aude. Eu nu de vă mai pe voi. Ai, de calitate. Cum să nu se audă, mă? E ce muzică? De calitate? Dar ce are asta, mă, care e? Nu e. A, nu e, mă, normal că nu e, că am pus-o pe Cristina. Îmi cer scuze, gata, hai să o scoatem pe Cristina. Încă o dată, o să vorbim săptămâna viitoare despre ce face Cristina și cum le face. Eu zic că e super tare ce face Cristina și de tot timpul voi fi super entuziasmat de ceea ce oamenii fac cu mânuța lor. Acum se aude muzica, doamna Mădălina? Da. Da. Taică-miu, când era tânăr, făcea castele din granule de plastic. Foarte șmecheră chestie. Și am zis, bă, am și eu așa o chestie de asta, de pe zona artistică, știi? Și singurul lucru care l-am făcut artistic în viața mea a fost web design, adică să construiesc un site web după dimensiunile și relațiile pe care mi le-a dat client. Altceva nimic, n-am nicio treabă. Bă, nu am nicio treabă cu arta. Demonstrat că toată lumea are latură creativă. Adică eu n-am. Am cântat hip-hop, am avut o trupă de hip-hop și am cântat hip-hop. Dar și nici hip-hop-ul nu poți să consideri artă, că e vorbit pe text și nu e. Ce zici tu, Ana? Acum trebuie să ne cânti ceva. Eu oricând vă cânt, nu am un beat acum, dacă vă zic. Nu spune hop, nu spune hip-hop, dar vorbim pe felie pentru publicul celui comunica românista, toată pe decepție, grav de decepție, toată de percepție, dar atenție. Hei. Așa era, la sfârșit era cu hei. Da, nu am parte creativă, îmi pare rău că nu am parte creativă. Dar de ce zici asta? Că și Robin Mint e o chestie creativă, nu? Nu, e calculată toată, e pusă pe hârtie. Nu e artă, la asta mă refer, nu e artă. Da, e creație, dar nu e artă. Arta e să vină din interior. La mine nu vine nimic din interior. La mine vine tot din calcule și
cum îl cheamă? Flying Bob zicea ceva de Arts and Crafts. El știe ceva cu Arts and Crafts. O să fie foarte interesant săptămâna viitoare cu Cristina, pentru că o să discutăm mult despre Arts and Crafts. Că și Flying Bob are ele cu... și cum o cheamă? Cătălina. Și Cătălina, ea, și ea este cu pictatul și cu alea. O grămadă de lume creativă la noi aici în echipă, mai puțin eu. Fiica mea, iarăși, ea e foarte creativă. Hai fiecare. Cristina, tu ne-ai arătat ce ai făcut și ce ai pictat foarte frumos. Păi v-aș mai arăta dacă... Dacă ce? Dacă m-aș accepta să mă dupe sau vi le arăt în poză. Nu, Cristina, noi te așteptăm. Problema este cu proprietarul calculatorului, dacă nu mai are răbdare cu tine. Știi? Poate omul chiar trebuie să joace ceva. Vorbim, să fie bine. Fortnite. Alex, îmi place, nebunesc. Sunt nebunit după pisică. Din eu ai? Cât o ai? Cum o ai? De ce o ai? Vreau și eu una, la fel, identic. Cât o ai? Uite-te la ea, mă, Doamne, cât e de dulce. Alex, nu glumesc, mai are surori și frați? Mai are, da. Vreau și eu una. Nu glumesc, acum vin să iau. Păi, dar nu am eu, eu doar am luat-o pe asta, atât. Cum se înțelege cu câinile? Super, nu prea coboară. Nu coboară pisica din cauza câinile jos? Da, tot ea îl scuip așa. De când dă-i o pupă la fetiță, dă-i o pupă la fetiță. De când pupă aveți? De sâmbătă. Mai dă-i un pic. Nu, că s-au văzut de câteva ori. Ea e mai drăcoasă, el e mai... Da, am primit aprobare. Cum putem merge să o luăm? Doamne, cât e de dulce! Uite, dar cum se uită! Alex, să-i pui pe tabletă sau pe... Da, fie vorba între noi. Noi ținem stream-ul ăsta deschis. Alo? Ținem stream-ul ăsta deschis ca să discutăm ce? Cu de ață, cu chestii și păsărele, veverițe, nebuniște. Eu când plecam de acasă, mereu îi lăsam lui Bliss alea pe o tabletă, știi? Și stăteți, uite alea. Bliss o cheamă pe ta? Da. Adu un copil să țin și eu în brațe ceva, să vadă aici la cameră. Nu aduc când ne facem de rușine cu ea. Ana, e ciufurită și nespălată. Mi-ai adus cățaua. Bă, nu asta, mă, că asta e... Oricum, alumanul e șmecheră. Hai la tată. Hai la tată. I-am disturbat să nu. Gata, mulțumesc frumos. Dormea cățaua, era scumbă. E puchinoasă, că e des. Bă, haide, mă, haide că nu. Ce facem? Închidem sau continuăm să mai jucăm un... Da, mă. Hai să închidem. Să închidem, nu? Că altceva nu știu ce să mai jucăm. Vrei să jucăm Vreau să fii milionar? Da, mă, gata, întrebăm public. Care public? Că nu mai este decât noi atâta. Și să fac așa. Băi, frumusețe, mă. Bă, dar cum stă, mă? Ce temperament are, nebunești. Ok, hai să dăm bătaie. Unde, că asta este. Sunteți pregătiți? Yes, I was born ready. Cristina, fii atent. Europa. Sunt virtuale sau câștigăm ceva mare afeție? Pe bune, hai. Cristina, fii atentă, avem nevoie de atenție, da? Da, da. Păi stai, mă, cine joacă? Jucăm toți în echipă? Care este capitala? Nu, toți jucăm. Care este capitala United States? Massachusetts. Washington DC. Nu e Massachusetts, mă. Cum să fii Massachusetts? Nu e Massachusetts. Washington DC. Gata, avem $100 dolari. Ne oprim și îi împărțim. Nu-mi ajunge. Ce e bună, nu-i minciună. Nu mai râdeți. Nu-mi ajunge. Hai să ieșim. Ieșim acum. Hai, Canis. Ce e aici, mă, că nu înțeleg să citesc? Canis, incestor și promelar s-ar... Dinți. Dinți. Canin era, dar eu Canis am citit. Dar cine joacă, cum jucăm, care joacă? Toți,
toți împotriva să ne dea banii. A, păi zici și mie că... Da. Sunteți pregătiți pentru următorul? Nu, ne oprim, e 1000, frate. Cu 4 cifre. Which animal is commonly used as a mode of transport in Sahara Desert? De, Camila, camel. Nu? Da. Camel tău. Bă, avem 2000. Cred că ne ajunge din apă bun pentru Cristina. 2000. Ok, mergem la 3000. Am auzit. Bă, dar ce nu se vede la voi? S-a stricat calculatorul. Which of these drinks are... Which of the drinks is colorless? Voi vedeți? Kir, vodka. Grenadină, vodka. Sunteți de acord că vodka, da? Toată lumea. Da. Nu știu. Trebuie să fie vodka, că nu... Dar cum, ai 3 de 50-50 sau cum? E am clar, și la asta fur, mă, George, și la jocul ăsta fur. Tași, mă, la tăgea recoduri ăsta. Bă, sunteți pregătiți pentru următoarea? Da, mă, le rupem. Hai să ne oprim, frate, că-s mulți bani. Nu riscăm. Nu, mă, stai așa. An animal, where might you find the part? Pot, tail, nose, ear. Noi nu vedem. Știu, dar nu știu ce cauză. Ne-ar ajuta foarte mult să vedem, că cum citești tu nu înțelege nimic. Da, era de parcă pot să înțeleg. A. A? A. Da, a, da. Ce? A, subscriu, da. Subscriu. Ce, așa e, a? Artichiu. Du-te, mă, de aici, a. N-am răspuns la timp. Am pierdut. Îmi pare rău, Cristina. Păi de ce, Cristina? De laptopul meu. Nu, îmi pare rău. Dar stai să văd dacă pot să schimb aici, să dau... Dacă dau share... Ok, hai să scot un pic ăsta. Ok, sunteți gata? Mm-hmm. Dar și dacă mai am bani de... Jucăm din nou. Hai că acum ar trebui să fie mult mai bine. Pune laptopul la manet să ne putem juca. Alex, n-ai microfon. Farmerul. Ah, scuză-mă. Început hai repede, ziceți toți repede. Răspunsul, farmer, da? Da. Da, da. Sunt de acord cu tine. Hai mă, trebuie să-l câștigăm, suntem patru, ar trebui din patru să ajungem da, la... Da mă, Cristina. Rupem, frate, unul stă pe Google, unul pe Yahoo. King Cross. Da. Crucea regelui, da mă? Pentagon. Da. Păi dar tu dacă zici greșit tu tot apeși și nu mai apuci. Ei, lasă-mă că la astea ușoare știu. Exact când mi-a dat mă opresc. Bun, bun. Ai impresia că știi. Eu vezi că îți ba mult. Na, acum a zis tu Cristina, repede. Clay balls. Potter's wheel. Normal, frate, la mintea cocoșului. Da, bine mă, că taci și spui că la mintea cocoșului. Ia răspunde tu la următoarele 7. Ultimele 7, nu următoarele 7. Pen knife. Swiss Army knife. Am zis. Uite, ăla n-a știut, am câștigat. Bravo, felicitări. L-am rupt pe fraier. Ce deștept sunt eu. Dă-mi bine pe asta, nu mai dăm ceva. Hai, lasă-mă, pleacă de aici. In cards, the person who divide the card between the players and... Dealer. Cine putea să răspundă la întrebarea ori asta? Jucăm poker, ori suntem consumatori. Hai că am ajuns la 10.000. Oricare e același răspuns la amândouă. Îi cumpărăm lui Cristina din ta calculatorul ăsta. The Middle Age, which fabric was worn as a sign of the penitence?
Hai, ziceți. Ce? Cred. Ce? Zici tu ce? Era... Faceți mișto, mă, pe bune. Toate avem atâtea variante. Am pierdut. Am bătut joc de zeci de mii. Da, gata. Da. Păi nu erau aia cu dungi, mă. Hai, mai încercăm o dată? Ultima oară? Da. Nu știu ce să mă întrebare, se aude muzica? La tine? Da. Vezi că nu-i bine dacă se aude muzica, că ne dă jos YouTube-ul, ne dă jos stream-ul. Și nu glumesc. Oprește muzica. Te mai aude? Sper să nu. Play. Hai. Sunteți pregătiți? Nu era muzică cu voce. Nu contează. Carolina. Hai. Carolina. This. Dishwasher. Speech. Nu, fifth. Care? First. Fifth. First. Fifth. First. Eu zic că dacă, dacă nu le greșești. Dacă le-am greșit până acum, vi le dau eu tot ce greșit. Quintuple. Triple. Triplet. Da, mă, triplez. Quintuple. Mamă, ce mișto miroase în casă. La mine parcă e Crăciunul. Da, și mie miroase vin ieftin de auzi, Alex, dă camera mai sus, că ți se vede un pic capul. Doar un pic? A. A, lui Alex ai zis. A? A. Ha. Complete the name of the famous gold medal winning Olympian Mark. Ziceți. 50-50. Nu, nu! Zic dintre ăștia doi. Eu zic, eu înclin să vă ascult pe voi întâi. Spiț, spiț. Eu zic copt. Dă-i că expiră timp. Copt. Spiț. Da, ai zis bine. Yes! Oh! Bravo, Cristina! Da, mă, ai rupt-o pe fraieră. Da, zice. Ai rămas spune acolo. Bravo. Bă, ce-mi place. Bă, bă, de asta am zis eu, că mie îmi place cu voi. Da. Asta e formația perfectă. Asta e formația perfectă. Doi cu doi ne-am combinat perfect. Taceți că vine nevastă. According to the proverb, you can lead a horse to water, but you can make it... Drink, do. Swim. Calul la apă, dar nu poți să-l faci să bea. Do. Drink? Zici drink sau swim? Are sens ce zice Mad. Are sens ce zice ea. Bravo, mă. Bă, bravo, bă, Mădălina. Bă, Mădălina. Bă, Mădălina, bă. Ai mai crescut 3 cm, nu te respect în ochii. Data viitoare să știi că te las să dai un răspuns corect. Massachusetts. Stați o leacă. Zim. City of brotherly love. San Francisco. Era bine. Philadelphia. Da. Philadelphia e marca de brânză, frate, e blat. A plecat. I-a tras cineva calculatorul din prisul, clar. Pușkin. Da, F5. F5. Păi, da, ți-am zis că s-a întâmplat ceva. Păi, în sfârșit a plecat, că nu mai suportam. Da, da, așa că să uite el. Da. Și cum o cheamă pe mâță? Sau e muțog? Aqua, e mâță. Oh, ce nume frumos. Aqua. Uh-huh.
să-ți trimit un filmuleț. Am un filmuleț în care se aude un sunet de, nu știu, pupăză, ceva pasăre, știi? Ale mele de acasă, nu fac nimic, dar asta a mea de aici, vai de capul meu, vine pe mâna mea așa și mi-a mâna și se cațără pe ea. E foarte ciudat ce se întâmplă. E frumos aici. Dar nu Birmingham? Da, nu prea. Da, e frumos, dar nu. E frumos, n-am văzut nimic. Să zicem că da. Să sperăm că nu. E. Bună ziua, mă auziți? Da. Sper că nu e pentru banii care i-am făcut până acum. Nu, nu, sunt aici, nu vezi că nu am mai dat nimic, n-am mai apăsat nimic. Dar nu mai merge camera. S-a tras nevasta ăla din priză? Nu mai merge camera. Lasă, dă drumul la întrebări acolo. Hai să ne oprim toți camerele, să fim toți, știi? Jucăm pitu. Kilojoule. Ce? Ah, asta George trebuie să știe. Parcă îl și văd în Jäger de aia făcând vreo schemă de asta. Te mă să le șefulească. Sună un prieten. Pus! Pus! Are coduri, mă. Eu v-am zis. Zice Z. Y. Da. Mamă, da, câte laptopuri îmi cumpăr? Hai să ne oprim, frate. Bip. Atunci B, nu? Zic, apăr n-am. DNA. A? Da, mă. Nu. Ha, mă, simt tensiunea. Da, nu mai pot. Black Death. Mamă, faci încă 250 fiecare. Sex. Department store. No, asta voi trebuie să știți, frate. Medium and small brown bag. Yeah, D. Domingel. No? Domingel. D. Hai să ne oprim. Oh, shit. Oh, banii noștri, frate. Dacă voi, între voi, frate, nu vă înțelegeți. Una a zis, hăi, suna cea. Tu. E Bloomingdale's, ești nebun.
Era Bloomingdale's tu, n-a răspuns George în timp. Tu ai zis bine, mă. Păi de ce am pierdut atunci, Alex? Pentru că așa a pus el. Cristina a zis invers. Tu ai zis... Da, eu am greșit. Și-o pus. Vezi, mă, cum n-are George încredere în mine. Cum sunt, în mine are prea multă. Și nu merit. Ei, nu. Păi nu. Credeam că și la prima am dat la bunghea lătătii. Mie nu mai merge camera, așa că o să închid emisiunea fără camera. La revedere. Scot asta de aici. Ai zis la sarmale cu păsat. Nici voce nu mai are. Nici voce. L-o tăiat de tot. Ce l-a păsat? Passat, de la Volkswagen. Mă gândeam că e vreun ingredient cu sarmale sau ce ai zis. Păi, în fel de mălaie mai mare. Și cu ciuperci. Ba, cine s-a întors, bă, băieți? De ce s-aude așa și nu așa? Păi vezi că ăla ești pe Vax lângă tine. Ucide-l pe Vax. Asta încerc să fac. Ne spală pe creier acum. Eu nu mai dau. Gata, ar trebui să fie ok. 5G-ul. M-auziți? Nu, s-aude rău. Nu, ar trebui să audă bine acum, nu s-aude bine? Eu pe ăsta pot să-l închid de tot, nu? Dar acum. Acum e ok. Da. Știi când am zis să aud de rău și ce târziu ai ajuns da. Acum e ok. Acum ar trebui să fie ok. Și microfonul merge și... Da, suntem ok. Deci, dragilor, doamnelor, domnilor, bă, băiatele, am făcut-o de 3 ore. Dă-ne banii! Nu, i-am pierdut. Banii care mi-ai promis. 5.000 ai tii tu sau cum? Poftim? Păi te-ai câștigat 5.000, îi ții tu? Da. Păi dar ai făcut tu emisiune? Ai programat tu aici toate? Păi nu, dar dă-ne un cafea. Alo, domnișoară. Mai încet tu cu... Un buton de la laptop. Un buton de la... Alege. Hai că îți dau să alegi. Care vrei? Zilic. Ăsta? Capa. Ăsta. Cap. De la Cristina. Cap. Băi, mersi, fain. Asta a fost emisiunea. Un eșec total. Dacă nu era Alex, poate ieșea ceva mai bine, dar dacă a fost Alex în live, s-a stricat tot. Adevărat. Cristina, o foarte mare plăcere să te văd și mă bucur mult că ești în Londra. Trebuie să facem un podcast face-to-face. Ai reușit. Mad. Chiar a fost cu peripeții acum, râd din glumim, dar dezastru, cu pașapoarte, cu câini, cu... Îs dezastru ăla la vamă acum, de când e Brexit-ul. Nu cred. Da. Lord, are pașaport francez acum, pufarinul meu. Așa-l cheamă Pufi? Nu, îl cheamă Pablo. Pablo Escobar? Mhm. De ce te gândi? Because it's white. Îți dai seama că mai sunt oameni care se uită la noi. Păi de ce am zis rău, meni? E alb și mie sună Pablo. Ce pot să zic? Nu mai zic. Te rog eu frumos. Alex, frate, m-ai surprins cât de bun ai fost la 5 seconds rules. Pe bune, deci nu m-ai surprins. Am jucat cu filmul de vreo 3-4 ori, sincer. Nu, dar foarte bun, dale. Frate. Deci nici nu apucam eu să dau drumul la start, că tu deja de dai răspuns atât de bun. Nu, extraordinar de bun. Mi-a plăcut foarte mult. Da, ce să mai... Da. Și mie mi-a plăcut. Da, ce să zic? Mad, minunat ai fost. Nu te mai invid acum. Deci m-ai făcut de rușine continuu. Un răspuns bun ai dat.
toată emisiunea asta. Inclusiv la ultima întrebare de pe asta cu milionarii, din cauza ta am pierdut. Da, din cauza ei, sigur. Din cauza ei. Și ai stat și o grămadă la veci. Da, aoleu, doamne, când ați aminte acum de ce ai putut să faci acolo? Faci de minune, Alexandru. Suntem în public. Uită-te în ochii mei. Nu te uita cât te hipnotizează. Asta e cu astrele. E cu astrele, e cu ne dăm tarot. Cu AstraZeneca. Bă, AstraZeneca, chiar pe bune, vreau să fac formatul ăsta de gaming, știi, game night, în care să jucăm câte un joc, ba Monopoly, ba Cluedo, ba chestii dintre astea, știi? Eu ți-am zis nu joc Monopoly, că mă fric. De ce, mă? Dar e mișto Monopoly. Mamă, cât îmi place mâța aia. Frumoasă, tare, tare. Da, pe bune că e frumoasă. Alex, ai pui ceva roșu, mă. Că e micuță și frumoasă și, na, fără răutate, Doamne. Cristina, ți-ar trebui și ție ceva roșu. De unde știi că n-are? Că ești micuță, ești frumoasă. La singura la care îmi permit să vorbesc așa e Cristina, pentru că ne cunoaștem mai aproape. Noi ne cunoaștem numai la beție, de-aia își permite. Așa că primele dăs când i-am văzut treji la emisiunea asta și de-aia își permite. Atât. Eu nu știam că arată așa. Eu am crezut că are mustață de la început. Era de la bere, de fapt. De care eu nu beau niciodată, de fapt, da. Da. Băi, dragilor, am dat cu bățul în baltă din emisiunea asta. Nu, hai mă, că a fost bine. A fost foarte bine. Eu m-am simțit bine. Păcat că nu se mai uită nimeni la noi. Băi, se mai uită oare cineva? Din curiozitate, dacă se mai uită cineva la noi, bă, oricine ar fi el, nu contează care e, să scrie în mesaje, atâta, bă, sunteți penibili, du-vă acasă, la culcare, marș cu voi. Oricine, genibil. Dacă se uită. Da. Da, chiar dacă nu se uită, nu-i problemă. Cu Alex și cu Mad ne vedem la super concursul Menta de Aur. Ia uite, mă. Flying Bomb nu ne-a lăsat, mă. Uite, nici Antan, Tini Mogodan nu ne-a lăsat. Bă, mai se uită. Și Cristina se uită și Cristina. Ne-a făcut de rușine față de Cristina. Cristina, trebuia să facem o impresie bună pentru emisiunea următoare. Cristina, ce vezi astăzi? Știi cum îi zice când îl prinde nevasta pe bărbat în pat cu amanta? Nu e ceea ce crezi. Cristina, nu e ceea ce crezi. Cătălin a zis că nu se mai uită, că s-a plictisit. Eu numai din cauza ta, George. Da, Cătălina, că doar cu tine am avut o emisiune, n-am ce zice. Mare emisiune ai făcut și tu acolo. A fost și mechile emisiunea cu Arhimed, era mortal pe spate pe acolo. Bă, mi-a plăcut foarte mult emisiunea, nu știu, cred că emisiunea cu... O și recomand la toată lumea emisiunea cu Cătălina să o vadă, pentru că am râs mult de tot. Dar am început pompare. Cristina zice că măcar știu la ce să mă aștept. Ei, te duci pe Fenta aici, că când ai să vii tu în emisiune să avem numai puzzle-uri de alea cu sombrero. Da, știu, toată lumea le urăște, dar n-avem ce face. Da, mai bag un puzzle acum de încheiere, hai. Da, cum să nu? Să mai bageți cine ceva, Alex. Nu mai băgăm nimic. Cătălina. Eu am vrut să stric emisiunea. Bă, Cătălina, nu știu, ai vrut să stric emisiunea, dar a ieșit. Nu știu, faptul că am intrat din prima cu Cătălina pe glume așa, știi? Adică am zis, bă, o facem de Caterinca. Și am făcut-o de Caterinca toată emisiunea. A ieșit foarte, foarte bine. Mi-a plăcut mult de tot. Cristina, te deranjăm? Îmi întreb și eu așa, nu, e doar mi-e curiozitate. Nu, e bine. Continuăm atât. La farduri mai ai? Cu cine vorbești? Cu Cristina? Nu, Cristina așa arată în realitate. Nu e machiată. Așa mă trezesc. Ea e proaspăt trezită acum, din beția de aia. Ca întrebarea de la Masterchef. Dar mai ai piper? Mai am. Am crezut că l-ai fost pe tot. Da, Cristina. Și așa mă cheat arăt. Nu. Alexandru are ceva. N-avem o registrare cu Madea cu două zile, n-avem, nu? Nu, dar dacă a trimis telegrama aia, video a fost chiar natural, m-am uitat chiar. Păi da, pentru tine a făcut-o. Deci eu i-am zis să fie la fel, Barbie, ca înainte și ea mi-a trimis-o, nici nu mai folosesc. Și a zis, bă, ce-i cu aia pe fața ta, mă? Bă, ce s-a întâmplat, mă? Cine? George.
Nu, eu prima oară când am văzut... Păi că la tine înainte să ne înregistrezi. Și eu am zis nu. Nu, să fiu sincer, prima oară când am văzut o machiată, eu nu mă așteptam să se miște. Eu am zis că e păpușă. Eu zic, pac! Da. Îmi pare rău. După aia, când am văzut-o când, în filmarea de astăzi, mi-a fost și mai rău. Mai bine erai păpușă. Hai, gata, dragii mei. Am să mai... rămâneți voi ca să discutăm după aia. Avem planuri serioase pentru viitor. Emisiunea asta a ieșit atât de bine încât vreau să facem un sequel din asta. Hai să dau și încheiere. Sitcom, da. Hai să dau încheiere. Noapte bună, mulțumim tuturor celor care s-au uitat la noi. Ne cerem scuze dacă v-am dezamăgit. Eu am vrut să stric emisiunea asta, am citit-o. Care mă, că au fugit, s-au plictisit de mine. Nu s-au plictisit, Cristi. Cătălina, ești super. Cătălina, de bea aștept să mai facem o emisiune împreună. Noi doi mergem, ne potrivim amândoi. Numai să nu mă aud Arhimede, că după aia mă potrivesc rău de tot cu Arhimede. Eu am uitat până la final la aia. Cu Cristina, cu Cătălina? Da. Bă, a fost foarte bună emisiunea, foarte bună. Bă, ca de Arhimede, că mai apărea din când în când în imagine, dar restul emisiunea a fost bună. Hai. Hai să încheiem, fiecare să zică ceva de încheiere, dacă mai... V-am pupat. Mă scuzați că am întârziat. Te iertăm. Ne auzim. Bă, l-am sunat pe ăsta și îmi zice, a, da, ce, în seara asta e emisiunea? Zic, mă, da, bine, nu mai contează. Mad? Vă pupăcesc, somnișor, și să aveți o zi minunată mâine și... Ce departe ești, Mad, de noi. Așa îți place ție să stai la depărtare, să fii mai rece. Mamă, nu. Dar ce? Filmează cu cartoful, cu ce... Cu bota. Tot de pe Nokia? Tot cu Nokia mea. Ok. Vreau în banii voștri la... Cristina? Îmi pare bine că v-am cunoscut oficial și pe Matt și pe Alex, că de tine sătulă, George. Și tuturor care au avut răbdare să se uite la noi. Multă răbdare. O seară frumoasă, dar nu, mai tare sunt. Dacă care au avut un minut să-și rupă din timpul lor prețios. Da. Noapte bună. Dragii mei, ne vedem marți. Marți, la Menta de Aur. Va trebui să fie. Menta de Aur va fi o chestie super, super, super tare. O să spargă rău de tot. O să auziți de noi și pe Pro TV și pe Antena 1 și... Da, dar până atunci promite că nu mai facem poezie. Asta e sigur, nu mai facem poezie. Hai pa. Nu, stai că nu trebuie să dă închid eu aici, trebuie să pun ăsta. Ce faci, fată? Alo? Eu un mesaj pe... Pe ce? Pe YouTube. Am zis, somnușor, dragilor, să aveți o vineri ușoară și un weekend lung și călduros. Tu te-ai apucat de făcut mâncare. Ți era foame, asta era problema ta. Da, da.
Dacă da. Și arăci mănânc, deși. Nu vreau să văd. Nu vreau, că încă suntem în live. Da. Da. Uite, vezi? Cum s-a schimbat atitudinea când auzi că suntem în live. Da. Bă, a fost... Mamă, ce acolo nebunul, sarmale? Vai, ce bine arată! Sarmale, cum... Mă duc la Cristina, nu mai stau. Cristina. Bă, mai ai postcodul, hai. E același? Uite, și Alex. Bă, Alex, ai văzut ce face Cristina? Nu, mă arată, am văzut o oală ceva ea. Bă, ești nebun la cap, sarmale de la, ea. De... Ia, uite, nu mă lasă, nu mai oala cum arată. Ce să mă unde ești tu acum? E11. E11, e Leytonstone. E11. Da, E11 am stat 3 ani de zile. E, și eu tot atâta. Deci bă, acum plecăm în Leytonstone. De ce nu mai vei? E ok. Nu pace, nu pace. Cât mai ai de stat în carantină? 7 zile, 6 nopți. Bă, 7 zile de 3 ori. Da. Ar trebui să închidem, nu, Alex? Eu am crezut că am închis deja. 2 ore 27 până la tine. Mi-a oprit și mie o sarmă? Eu faci să mor dacă 27. Nu faci atâta până aici. Chiar îți opresc 5. Nevastă? Nici nu pot să mănânc 5. Ai băut? Îți fac și parcă. Nevastă mea, băut jumătate de sticlă. Doamne, unii, cu cine beau? Hai, închidem aici, noapte bună tuturor. V-am pupat, eu sunt The Idiot. Alături de mine a fost Mad, Cristina, Alex. Ne cerem scuze că am stricat noaptea. Da, na, nici voi n-ați avut mai bine. Știi cum a zis, Sombladon în ultima lui melodie? Știi că nu sunt eu mare cântăreț, dar nici nu voi mare ascultători, știi? Așa și noi. V-am stricat noaptea, dar nici altceva n-aveți de făcut în seara asta. Așa că, hai. E carantină. Ne mai uităm și la deștea. V-am pupat. Noapte bună. Hai.